Simt asta dintotdeauna, că atunci când o să mor mie, Dumnezeu o să numere copiii pe care i-am făcut fericiți. Și este singurul meu scop în viață. Și mi-am dat seama că m-am dus și l-am luat în brațe pe tata. Pe tata care stătea așa, cu mâinile pe lângă el. Și a fost momentul în care am realizat că tata nu m-a luat niciodată în brațe. Pentru că el nu știa să ia în brațe. Pentru că ei nu știau, n-au fost învățați îmbrățișarea. Și am realizat că toți bărbații pe care i-am ales au fost bărbați pe care eu i-am luat în brațe. Tu știi că am emoții? Și eu. Serios? Dar nu știu de ce dracu. Pentru că ne cunoaștem foarte bine, pentru că e o relație specială între noi, mm-hmm. pentru că dincolo de recunoașterea reciprocă, profesională, fiecare dintre noi a simțit emoția celuilalt și e o întâlnire specială. Pentru mine este o întâlnire specială pentru că tu nu ești doar Mihai Morar, tatăl copilelor cu care veneai la primele spectacole Zurli sau omul de radio pe care eu îl ascult și râd și plâng împreună cu tine din calitatea de ascultător pur și simplu. Îți citesc poeziile, îți citesc toate revelațiile și pentru mine ești un om important al acestei perioade din viața mea și mă bucur să descoper bărbați care aleargă dimineața la ora 5, dar pot să plângă pe o poezie după amiază la ora 3 pe Instagram. Ce bine că ai făcut o introducere în acest podcast. E singurul podcast în care practic se prezintă prezentatorul. Mulțumesc mult de tot, Mirela, că ai venit. Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Dacă nu ați recunoscut vocea, cu siguranță i-ați simțit energia, pentru că ea făcând atât de mulți ani radio, știe că radioul nu este despre voce, ci este despre energia care stă în spatele acelei voci. Nu este despre voci perfecte, ci despre energii care să transmită dincolo de nevăzut. Mirela, îți mulțumesc tare mult și ca să intru abrupt în podcastul ăsta în care am impresia că putem să stăm vreo 6 ore și tot nu o să epuizăm povestea ta, esențialul poveștii tale. Eu am fost dintotdeauna curios de unde îți vine ție puterea. Și acum să nu spui că nu ai supraputeri. Cred că le avem cu toții, într-adevăr, dar tu folosești un pic mai mult decât folosește un om, chiar un om neobișnuit. Pentru mine e ciudat să mă vezi tu așa, pentru că și tu ești un om foarte activ. Eu nu prea am acest simț al măsurii. Foarte multă vreme le spuneam celor din jurul meu, dacă eu pot, poți și tu. Până când au venit și mi-au spus, nu putem, noi nu putem cât poți tu. Înțelege că nu toată lumea poate, că tu poți mult mai mult decât pot alții. Cred că face parte din ce am eu de făcut pe lumea asta, pentru că altfel nu-mi explic. Sunt un om simplu, am plecat dintr-o familie modestă, tata a fost mecanic de locomotivă, mama tricoteză, am trăit într-un cartier de ceferiști, erau 4 blocuri, eram toți, ne cunoșteam între noi, nimic n-ar fi prevăzut ceea ce urmează să fac eu mai departe. Și am fost un copil cu minte, un copil destul de banal. Cartier de ceferiști aproape de gara din Dej? Deștriaj, fix în Deștriaj. Deci asta mi se pare cea mai poveste de viață. Să pleci de lângă gara din Dej, care, mă rog, dacă sunteți din Ardeal, cu siguranță știți că există nu câteva bancuri, există o carte de bancuri despre gara din Dej. Să pleci din gara din Dej și să-ți faci aeroportul tău. Adică să știi că tu ai un aeroport internațional de pe care pleacă, aterizează și decolează ce vrei tu. Să știi că am știut dintotdeauna că o să fac asta. Dintotdeauna, de foarte mică, eu am știut că o să fac ceva care o să conteze. Că eu o să plec din cartierul ăla de ceferiști, pe care eu o iubesc enorm. Tu știi cum e Mihai când mă duc acasă? Că merg destul de des și
îi văd cum așteaptă, deci coboară din blocuri, vin în fața scărilor, toată lumea, a venit Mirela și simt că succesul meu este puțin și succesul lor și că ei se mândresc atât de tare cu ceea ce am reușit eu să fac, încât mă bucur de fiecare dată când mă duc acasă să le spun, hai că am mai făcut ceva pentru voi. Dar cine coboară? Cei cu care ai copilărit tu sau... Tantile mele. Generația în vârstă. Mai în vârstă. Generația părinților mei care au rămas acolo, pentru că copiii s-au cam dus care încotro. Dar toate tantile cu care eu, tanti Ani, tanti Viorica, tanti Gheonghi, nenea Guță, toți coboară și vin să se întâlnească cu mine și mă iau în brațe și sunt ca și copilul lor care a plecat de acasă și a reușit în, nu știu, în capitală, în lume. Dar știi ce e fain la tine? Că ai cultura asta a lui tanti, ca să zic așa. Pentru că tu ești și antreprenor, ești și life coach, ești și, nu știu... persoană publică, ai fost jurnalist, ești jurnalist, că nu poți să vorbești la trecut. Dar tu dintre toate astea ți-ai spus tanti prezentatoarea, pentru că tanti în Ardeal e un semn de respect pentru o generație mai mare decât tine. Și mai e tine. Ceva, e a doua familie. Tantile noastre de pe scară erau mătușile pe care noi nu le aveam lângă noi. Mm-hmm. Pentru mine, tanti Joco a fost... prima soluție când mama nu era acasă. Tanti Ani a fost aia la care mă duceam cu farfuria goală dacă îmi trebuia ceva de mâncare, știi? Surorile mamei mele erau foarte departe, la 100 de kilometri distanță. Și această tanti care vine dintr-o idee de mătușă franțuzească, până la urmă au fost pentru noi niște rude. Da, cumva noi crescând în cartier, în orașe și cumva fiind rupți, părinții noștri au venit de la țară, majoritatea dintre ei, rămași fără unchi, mătuși și așa mai departe, nenea și tanti au fost cei care au pansat. Mie mi-a zis fetița Zuri, tanti prezentatoarea. Da? Da, eram la un moment dat, repetam ceva și foarte multe lucruri nouă ne-au ieșit în joacă și ea a zis, tanti prezentatoarea. Și atunci mi s-a aprins beculețul și am zis, asta e. Pentru că a zis-o cu atâta căldură că eu mi-am amintit de toate aceste femei mai în vârstă pe care eu le recunoșteam, dar care reprezentau pentru mine un ajutor foarte important în copilăria mea. Și sunt în continuare. Doamne, să mă vezi când m-am dus și le-am dat cu decapotabila pe toate. Pe tantile de la bloc? Pe tantile de la bloc le-am urcat și au luat pălăriile de duminică de mers la biserică și le-am urcat în mașină și le-am dus în oraș, la Ocnadej, le-am dus la Salina. La Salina cu decapotabila să facă plajă și să facă baie. Auzi, un banc cu gara din Dej, mai știi? Nu mai știu, dar le știam pe toate. Îți dai seama că eu circulam, i-am făcut liceul la Cluj și mergeam foarte des în gară, efectiv, și circulam cu trenul foamei. Mai ții minte care era Iași-Timișoara? Eu n-am fost niciodată, fost cu niciodată. Nu era pe el. Era celebru. Cu rapidul care a plecat la București. De fapt, cu acceleratul care făcea câte 17-18 și face în continuare 18 ore până aproape până în București. Dar primul loc în care ai plecat din gara din Dej, unde a fost? Unde a fost la Cluj. Acolo am făcut școala. La facultă. La liceu. Și liceu. Am plecat de la liceu. Și al doilea loc în care am plecat fix din gara din Dej a fost la 19 ani când am fugit de acasă la satul mare. Să faci radio. Nu. Am fugit de acasă cu primul bărbat de care mă îndrăgostisem și care mă convinsese că noi o să trăim fericiți până la adânci bătrâneți, într-o scorbură și o să ne hrănim cu rădăcini. Și eu l-am crezut și m-am suit în tren și m-am dus la satul mare. Și la satul mare am fost nevastă vreo 3 ani de zile. M-am și măritat cu el, dacă tot m-am dus, am zis, o fac până la capăt. Și eram convinsă că eu o să fiu nevastă și am învățat să fac zacuscă și să fac mâncare și să țin casa. Doamne, tata era distrus, pentru că mă ținuseră la liceu la Cluj. Tata visa să fac facultate, să ajung cineva, să plec de acolo, din cartierul ăla de ceferiști. Și eu am fugit cu un alt ceferist, am schimbat gara din Dej cu gara din satul mare.
și era atât de necăjit că mă ratez. Nu era supărat pe mine, mama a fost supărată, mama n-a vorbit cu mine 3 luni. Îți dai seama că am ce rușine am fost eu pentru cartierul ăla, singurul om care a fugit de acasă cu, singura fată care a fugit de acasă cu un bărbat. Și după 3 ani când m-am despărțit de el și m-am gândit încotro să o apuc, m-am dus la televiziunea locală din satul mare și am spus directorului de atunci, de asta spun că eu am știut din totdeauna că în mine zace ceva mai mult decât făceam în momentul ăla. Ai știut drumul până acolo. Sigur. M-am dus la directorul de atunci, domnul Vădan, și am spus, eu sunt de 10 ori mai bună decât toți angajații pe care ei aici la tine în televiziune. Tu având experiență zero în nimic. Zero, barat, zero, tocmai mă despărțisem de omul ăla și eram singură într-un oraș străin, fără casă, fără servici. Ce era, să mă duc acasă înapoi la mama și să-i spun, ai avut dreptate, am greșit? Nu, trebuia să mă duc mai departe. Pentru că fugitul ăla de acasă, pentru mine de fapt n-a fost fugitul de la mama și de la tata, a fost fugitul din lumea aia. Bărbatul ăla pe mine m-a scos de acolo, pentru că el m-a învățat să-l ascult pe Tudor Gheorghe. Eu cu el ascultam Yes și King Crimson și Led Zeppelin și am văzut Jesus Christ Superstar și el îmi oferea o altă lume pe care, la care eu n-aveam acces în cartierul Dar nostru. Dar lumea din cartier la ce se raporta cultural? La pușca și cureaua lată, la... ce să zic, deci, puiul codran... Societatea tradiționalistă chiar. Da, da, și erau toți niște oameni simpli, probabil prima generație de orășeni din familiile lor, cu rădăcini la țară și care munceau de luni până vineri și abia așteptau într-un apartament ca o cutie cu chibritul cum am locuit toți pe vremea aia și abia așteptau să se ducă în weekend să vină cu niște ouă, cu un pui, cu niște făină de la țară, de la părinți. Aia era condiția locului din care eu am plecat. Deci 3 ani a durat dragostea, nu? Da, a durat 3 ani dragostea și a fost o poveste foarte frumoasă care pe mine m-a crescut foarte tare din foarte multe puncte de vedere. Știi că mi-a explicat acum săptămâna trecută în podcast Paul Olteanu de ce durează dragostea 3 ani. Pentru că de fapt ne ia fix 3 ani sau mă rog, undeva pe acolo, ca sentimentele astea pe care noi le simțim cumva în creierul reptilian, îndrăgostire, fluturi în stomac, simți că iei foc, știi, când te îndrăgostești și la un moment dat se trezește rațiunea, neocortexul și zice, stai mă, alo, tovarășa, ce mă leagă de fapt, de ce am făcut eu, cine e omul ăsta din fața mea? Da. Și fix 3 ani ți-a luat ca să mă trezesc dintr-o poveste foarte frumoasă, dar aveam nevoie, pentru mine ăla a fost saltul pe care l-am făcut în... Eu am plâns că îmi place foarte tare ideea de a te lega tu de această gară care a însemnat pentru mine foarte multe plecări și întoarceri. Eu am plâns când am plecat de la Dej, la satul mare, tot drumul, dar nu plângeam că fug de acasă, plângeam cu sentimentul că se închide o etapă din viața mea și simțeam că trec într-o altă etapă. Am mai simțit asta în 2003 când am venit din satul mare în București. Același sentiment l-am avut și știu deja când se întâmplă asta. Și cumva e în, nu știu, cultura noastră, cel puțin în Ardeal, când ai plecat dintr-un loc, nu te mai întorci de acolo ca să nu te faci de râs, știi? Nu te mai întorci învins. Exact. Te întorci doar ca să revizitezi copilăria cu capul sus, cu decapotabila să le plimbi pe tanti. N-ai voie să te întorci învins și atunci strângi din dinți și trebuie să reușești. Cred că asta am învățat de la ei noștri. Cred că la fel au plecat și ei de acasă, unde nu le era rău, dar nu le era nici bine și cu siguranță că nu le-a ieșit din prima. Dar ei nu știu să ne spună toate lucrurile astea. Noi știm să le spunem copiilor noștri. Nu te teme că nu o să-ți iasă din prima.
și vin înapoi, că eu sunt farul tău, eu sunt ai... Știi, ai mei au devenit far pentru mine abia când m-am dus eu și le-am pus mătura în mână, le-am aprins becul și le-am zis, voi aici trebuie să fiți în permanență pregătiți să mă primiți de oriunde o să vin, orice greșeli o să fac, orice prostii o să mi se întâmple, eu trebuie să am la cine să mă întorc acasă. La ce vârstă le-ai spus asta? La 30 de ani. Deci tu ai făcut parenting pentru părinții tăi. Da. Și să știi că s-au schimbat enorm părinții mei din momentul ăla. Pentru că m-am oprit din tot ce mă supăram că nu înțeleg și am început să le explic. Și să le spun care sunt nevoile mele și care sunt lucrurile de care am nevoie de la ei. Eu la un moment dat i-am spus, mamă, tu nu vezi că tu nu mai poți pentru mine decât să te rogi? Eu câștig mai mulți bani ca tine, eu am o viață mai bună ca tine, eu pot să fac mai multe lucruri ca tine, eu încep să am mai multă putere ca tine. Tot ce poți să faci tu pentru mine este să te rogi pentru mine, să te gândești frumos la mine și când te sun, să zâmbești la telefon. Și mama nu zâmbește, râde de fiecare dată când o sun. Pentru că mi s-a părut cel mai important lucru pe care l-a învățat mama în viața asta de la mine. Să fie o mamă simpatică. Nu mai are ce să-mi dea. Așa cum nici ție nu mai au ce să-ți dea părinții tăi, decât bucurie. Și noi trebuie să învățăm pe părinții noștri să fie bucurie, că ei nu știu, săraci. Nu i-a învățat nimeni. Nu știu să fac asta, dar dacă noi ne oprim din goana asta de nemulțumire, să le explicăm un pic, uite mamă, eu am toate lucrurile astea, e bine că îmi trimiți un kil de cartofi pe curier săracul, care băiatul de la fan curier, cartofi și mere de la țară, dar mie nu asta îmi trebuie, că mi le cumpăr singură, mie îmi trebuie când te sun și te întreb ce faci, tu să zâmbești când îmi răspunzi, să nu îmi spui toate dezastrele pe care le vezi la televizor, să nu mă pui la curent cu toți morții și bolnavii din cartier și cu mama când simte, văd că ești în toane bune astăzi, pot să-ți povestesc și o prind de multe ori în trafic când am vreme și zic, acum spune-mi tot ce vrei tu, că te ascult. Și atunci îmi povestește toate lucrurile, dar mi le povestește relaxată, nu mi le mai povestește ca pe niște drame care pe mine să mă îngrijoreze și chiar să-mi pun problema cu ce aș putea să o ajut. Dar sunt curios când te-ai dus la televiziune, după ce s-a rupt dragostea povestea vieții, de iubire, da. Povestea de iubire care a fost singurul sos din viața mea. Eu nu m-am mai măritat. Eu cu tatăl mai n-am fost măritată. Știu, dar acolo ai fost femeia care visai să fii casnică, Mihai, eu chiar am pregătită crezut. Pentru... Atunci, în momentul ăla, eram dispusă să renunț la tot și să fiu soție. Tu n-aveai alt vis? Nu, ăsta era visul meu. Eu îmi doream să... Că, știi care, mi-am dat seama foarte târziu, majoritatea femeilor din România și-au asumat rolul de salvatoare ale bărbaților lor. Toate femeile din jurul meu și-au salvat cu ghilimelele de rigoare, mama a fost șefa salvatoare, mama l-a salvat pe tata, până când am reușit eu să-l salvez pe tata și să-l scap câțiva ani de mama și să poată să trăiască liber și să ia decizii. Dar eu aș putea să fiu mascotă pentru această generație de femei care au fost convinse că bărbații trebuie salvați. Și noi ne-am dedicat o bucată din timpul nostru crescându-i, aranjându-i, susținându-i, punându-i pe piedestal. Eu îi obligam pe prietenii mei să vadă în bărbații din viața mea un soare, deși ăla poate era un norișor, și ăștia tot mă lăsau în pace și mă credeau până când reușeam singură să-mi dau seama că nu asta e calea. Și cred că asta a fost o greșeală foarte mare pe care eu am făcut-o în relația cu ei. Dar de ce ei. Deci, asta era modelul. De unde visul ăsta? Pentru că asta ai văzut la mama, asta nu? Asta era modelul. Pentru că ai văzut că mama este cel mai bun PR al tatălui tău, sau, mă rog. Nu cel mai bun PR. Tata stătea de 6 pe geam și striga vine. Și când mama se apropia de casă, noi trebuia să mimăm munca. Din orice colț am fi fost, trebuia să facem ceva util. Noi am trăit o epocă a matriarhatului, orice s-ar spune, femeia hotăra. Tata zicea, eu te las în excursie, dar vezi ce zice măta.
Dar e foarte fain parcursul ăsta, că prima oară tu ți-ai dorit să fii mama ta, ai încercat să faci asta, ți-ai dat seama că, de fapt, opa, stai, că eu nu sunt pe că drumul meu. Că nu mă face fericită. Eu sunt pe drumul mamei mele. Exact. Eu cine sunt? Eu sunt Mirela. Bun. Și mă duc la ușa televiziunii din satul mare și le zic, eu sunt mai bună decât toți ăștia alți, ce știi să faci? Mâncare și să calc. Nu, de unde nu încrederea asta ta? Nu știu, cred că din... Cred că așa m-am născut. Cred că pur și simplu unii dintre noi vin cu flacăra asta în ei. Eram convinsă că pot să fac. Nici n-am stat pe gânduri. Iar directorul televiziunii s-a uitat așa la mine, m-a măsurat din cap până în picioare. Nici nu eram vreo superbitate. Adică aveam vreo 75-80 de kilograme. Toată viața mea m-am luptat cu aceste kilograme. Tuciurie, ștearsă, nici n-aveam un stilist să mă îmbrac. Adică Dala s-a uitat din cap până în picioare și s-a gândit, sigur, asta nu-i cu toate țiglele pe casă. Și ca să scape de mine, a zis, eu oricum plec în Franța o lună, stai pe aici prin televiziune și vezi și tu, poate ți se întâmplă ceva. Când s-a întors ăla peste o lună, știi unde era Mihai? Aveam emisiunea mea. Dar cine-ți dăduse emisiunea dacă era directorul plecat? Redactorul șef. Ah, ok. M-a lăsat dar acolo niște oameni. Ajuns? Șef, vreun an. Șef. Șefă mare, să decid. Dar până s-a întors ăla, aveam o emisiune care se numea Blocul meu. Luam cât un bloc, întotdeauna am avut un spirit practic. Și mă duceam în blocul ăla cu un cameraman și găseam cel mai bătrân om din bloc, cu care povesteam despre bătrânețe și despre parcursul vieții lui. Cel mai mic copil din bloc, cea mai tare gospodină, vorbeam cu președinta despre problemele blocului. Da, dar ce mâncam, se băteau cameramanii, cine filmează cu mine, pentru că oamenii întindeau mese și noi ne luam o zi întreagă de filmare într-un bloc, cunoșteam niște familii și petreceam o zi specială și eu făceam un album duminical din această întâlnire. Ce tare e formatul ăsta. Da. L-am făcut acum 25 de ani. Nu mai poți să-l faci acum pentru că nu mai există comunitățile alea. Nu mai există relațiile alea dintre oameni. În prin țară. Cartiere, așa în țară mai găsești, dar au plecat copiii, nu prea mai sunt copii în blocurile alea. Eu cred că s-ar putea face. E foarte tare formatul ăsta. Iar când s-a întors directorul, el nu înțelegea. Ce-i pe televiziunea mea, adică? Da, am avut foarte mult succes cu emisiunea aia și am câștigat foarte repede simpatia oamenilor, pentru că mă duceam acasă la ei și vorbeam despre lucrurile care erau importante și știi ce mai făceam? Mă duceam la primar și îi ridicam diverse probleme. Nu știu, cred că exista în mine tupeul ăsta, cum mai zicem tupeu. Atunci era curaj, dar bate la ușa primarului, ce o să-mi facă primarul? Am simțit tot timpul că dacă am o cameră de filmat în spate și o legitimație în mână, ăla va trebui să-mi dea un răspuns. Și de cele mai multe ori, răspunsul era unul foarte deschis, pentru că își dorea și el să dea bine, iar eu ajutam niște oameni care altfel n-ar fi ajuns niciodată la ușa primarului. Dar eu mă tot întreb de unde îți vine ție, nu cred că e tupeu, e pur și simplu curaj, dar un curaj care vine din foarte multă încredere pe care nu puteai să o câștigi la 20 ceva de ani după o relație eșuată. Eu cred că cineva în copilăria ta te-a lăsat să fii liberă. Da, bunica, mama tatălui meu. Bunica. Mama tatălui meu, care... Era o femeie absolut specială, trăia în județul Bistrița Năsăud, pe Valea Țibleșului și eu eram fascinată de această bunică, iar ea avea cu mine o legătură specială. Discutam zilele trecute cu cineva. Oamenii ca mine, care au avut niște rădăcini foarte puternice, au reușit să își găsească valorile, indiferent cât de greu a fost cursul. Părinții mei au fost niște oameni dezrădăcinați, luați de acolo de la țară, mutați într-un bloc și obligați să respecte valorile societății. Ei n-au mai respectat valorile satului și ale casei lor. S-au dus în valorile societății care n-au fost neapărat cele mai bune în vremea comunistă. Pe mine m-a ținut bunica agățată în valorile adevărate, în credință, în adevăr, în generozitate, în tot ceea ce a clădit, de fapt, satul românesc
fac ăla adevărat. Eu abia așteptam să fie ultima zi de școală și să fug acolo la ea, pentru că nu exista un spectacol mai interesant decât ce se întâmpla acasă la bunica. Iar bunica era o combinație din asta foarte interesantă, îi plăcea să scrie versuri și ea era organizatoarea evenimentelor din sat. Nunți, botezuri, înmormântări, ea le organiza cap-coadă. Știa cine vine să ia mireasa, cine merge după nănaș, unde se înstruță steagul, cine dă găina la nuntă, cine iuiește capul, cine fură mireasa, cine... ce se cântă la jocul miresei și ce socăcițe fac de mâncare la nunta respectivă. Deci dacă aș fi știut povestea asta, aș fi fost sigur că tu vei face gașcazurile, adică nu poate să o facă altcineva. Da, iar eu mergeam acolo și mă uitam la tot ce făcea bunica. Și era așa o combinație din asta foarte interesantă. Eu mă distrez. Am descoperit, ca toți oamenii zilelor noastre, meditațiile. E important să medităm. Dar într-o meditație din asta de grup, în care sute de oameni se adună ghidați de un guru să mediteze, eu mi-am amintit cum bunica mea aduna 30 de văduve din sat și marțea se rugau pentru copilul bolnav de pe Valea Pietrii. Joia se rugau pentru casa în care bărbatul era băutor și venea și își bătea nevasta și copiii. Vinerea se rugau pentru fata bătrână pe care nu o lua nimeni și să îi dea Dumnezeu și ei. Eu asistam la aceste meditații de grup. Acum 40 de ani, în casa bunicii mele, doar că atunci ele aveau năfrăm negre legate sub barbă și purtau costume populare. De fapt, noi avem imaginea asta foarte puternică a bunicilor, cum ai tu, cum am și eu, pentru că ei n-au fost niciodată rupți de natură, de satul românesc. Și indiferent cât de puțin ar fi studiat, cât de puțină era sacoșa lor cu cunoștințe, oamenii ăia n-au fost niciodată rupți de pământ, de natură. Erau atât de sănătoși, psihic în primul rând, emoțional, și se susțineau fizic prin ceea ce făceau. Și de fapt sursa stresului nostru, una dintre sursele stresului nostru cronic în ziua de astăzi, este chiar ruperea asta de natură. Adică noi n-au trecut suficient de multe generații încât noi să fim natural obișnuiți să trăim departe de natură. Uite, mie nu mi-e frică de moarte, deloc. Și încercam să-mi dau seama de unde vine faptul că mie nu mi-e frică de moarte. Și mi-am amintit că eram deja destul de mare, o aveam pe Maia, era micuță și am mers atât de un paște la bunica, încă mai trăia, că ea nu mic se numește satul. M-a și chemat acolo primarul și ei se laudă cu tot ce am făcut eu și ei și știu că eu sunt nepoata lui Lelea Fironica, lui Găina din Căianu Mic. Și bunica, pentru că avea două case într-o curte, închiriase o casă unui centru de pompe funebre. Și acolo în casa aia erau toate lucrurile de care ai nevoie pentru o înmormântare. Și când am mers cred că în penultimul an de viața lui, avea deja 70 și ceva de ani, mă cheamă bunica: tu copilă, hai încoace. Că am chemat-o și pășina lui Cocoșu, asta era vecina de vis-a-vis. Ni copilacii îți stăte hainele noastre de prohod și noi cu astea trebuie să fim îmbrăcate când o muri. Și, dar fii atentă, că ce te văd cu aparatul cel în mână? Noi ne îmbrăcăm cu ele și ne punem în covârșeu și fă-ne poză să ne vedem ca să știe ăștia cum să ne îmbrace când o să murim. Iar eu a trebuit să fac fotografii acestor două femei îmbrăcate în hainele de mormântare, așezate în sicriu, râzând în hohote, evident. Dar era atât de simplu și de clar ce urmează să se întâmple și hai să ne organizăm, că nu vreau să-mi stea năframa într-o parte și ei să știe să nu-mi pună altă zadie decât aia pe care eu mi-am ales-o pentru momentul în care voi trece dincolo, încât cred că la mine s-au așezat foarte frumos lucrurile astea în cap și n-a mai existat frică de moartea. Înseamnă o trecere în altceva pentru care bine ar fi să ne pregătim toată viața. Deci bunica ta era atât de obsedată de organizare pe lângă evenimentele satului încât și-a lăsat desfășurătorul și pentru mormântare. Da. A vrut să fie totul. Da, avea listă și pe cine trebuie să pomenească preotul. Tot. Și ea, când a murit, a lăsat în urmă 140 și ceva de
persoane pe care le-a botezat și le-a cununat. Pentru că pe vremea aceea să ții în brațe un copil la botez implica și o cheltuială. Și nu toată lumea era dornică să fie nașă de botez sau de cununie și bunica, ăsta a fost forma ei, asta cred că erau campaniile ei sociale, știi? Era felul ei de a ajuta comunitatea. CSR-ul ei, da. CSR-ul de la, cum se numește satul? Căianu Mic. Deci de aici îți vine treaba asta cu organizarea. Ești foarte bună pe organizare. De aici îți vine și încrederea asta, stima asta de sine, care cred că te-a ajutat enorm. Foarte, foarte mult. Ai ajuns într-un an de zile după ce ai bătut la poarta televiziunii din satul mare, fără experiență, ai ajuns directoare, șefă mare acolo. Dar la radio. Te știu. La radio am ajuns. La radio. Pentru că eu acolo te știu, ți-am mai povestit asta, că eu mergeam în vacanțe la bunicii mei. Unde e? La Ferneziu, lângă Baia Mare. De fapt, în Baia Mare, la baraj acolo, și cumva între noi și satul mare e doar un... Dâmb. Un dâmb, un munte. Dar nu știu cum acolo la bunici în Baia Mare nu se prindea și noi nici nu prea aveam radiouri în Baia Mare atunci. Prindeam radio Transilvania, da. Din satul mare. Păi și mi se părea atât de tare pentru că o ascultam pe una, o nebună, Mirela, care făcea exact emisiunile pe care mi-aș fi dorit eu să le fac și pe care le ascultam doar la București. Era Andrei Gheorghe atunci, da. era Radio Contact, dar tu făceai la satul mare radio ca la București. Și mi se părea adică atât foarte de liber. Tare. Da. Foarte liber. Nu știam cum arăți, cine ești, câți ani ai. Pe vremea aceea era mult mai ușor să te duci în training la radio, pentru că n-avea nimeni nicio treabă cu felul în care arăți, iar eu primeam foarte multe scrisori, inclusiv de la penitenciar, cu sunt sigur că ești blondă cu ochii albaștri înaltă și abia aștept să ies de aici să te cunosc. Pe vremea aceea oamenii chiar își puteau imagina vocile radioului, acum nu mai e nicio șansă să vii obosit și cu cearcăne. Dar cine te-a învățat să faci radio sau cum? Nimeni. Nimeni nu m-a învățat. La Radio Transilvania mai întâi am mers la postul de radio al televiziunii Samtel. Am stat acolo o scurtă perioadă de timp și pe urmă am trecut la Transilvania, unde pur și simplu am făcut ceea ce am simțit. Niciodată n-am avut o plăcere să descoper butoane și eu când am venit în București în 2003 am fost teroarea lui Toni Teșiu, pentru că trebuia să anunț o știre și intra Corina cu pașamen. Dacă apăsam butonul greșit eram ceva de nedescris. Nu mi-a plăcut niciodată să fac butoane și întotdeauna am lucrat cu cineva la tehnic, pentru că îmi plăcea să stau dincolo de geam, doar eu cu microfonul și îmi imaginam oamenii care mă ascultă și îi vedeam cu ochii minții și mă adresam lor cu sufletul. Și probabil că ăsta a fost secretul, că nu m-am gândit nicio clipă că mă duc la un job. Eu simțeam că trebuie să comunic lucruri și mă așezam în fața acelui microfon ca să spun lucruri cu sens și care să ajute mai departe, nu să vorbesc cuvinte pentru că n-aveam altceva de făcut. Dar dacă poți să intri puțin în pielea Mirelei de atunci. Nu exista Gașca Zurli, nu exista nimic din ceea ce ai construit tu ca antreprenor. Atunci tu voiai să fii pur și simplu doar o voce care să schimbe lumea, care să le transmită oamenilor un mesaj. Dacă poți să intri în pielea Mirelei de atunci, care era mesajul pe care voiai să-l trimiți tu lumii de după microfon? Iubiți libertatea pentru că este cel mai mare preț pe care îl avem și luptați pentru libertate. Eu în 89 am fost în stradă. Eu știu ce înseamnă să nu ai libertatea de a spune ce simți, să nu ai libertatea să te miști unde vrei, să nu ai libertatea să-ți cumperi ceva ce îți trebuie, să nu ai libertatea să te întâlnești cu oricine, să nu poți să ai libertatea să intri în biserică atunci când vrei. Eu am trăit toate
privațiunile astea. Eu am luptat în 89, convinsă fiindcă libertatea e cel mai mare preț pe care poate să-l aibă un om, și mi-am dorit să fac jurnalism ca să nu moară povestea asta. Am fost corespondent BBC, adică eu chiar eram acolo în linia întâi și căutam infractorii și, și oamenii care încercau să fure libertatea noastră. Am fost cu toată credința în povestea asta până în ultima secundă. Am făcut jurnalism dintr-o credință fantastică. Dar vine o vreme în cariera oricărui om care vrea să schimbe lumea din spatele unui microfon, când își dă seama că de fapt, bă, n-am puterea asta. Să schimb, pot să-i schimb pe unii dintre oameni, pot să mă schimb pe mine, dar nu am cum să schimb toată lumea. Eu știu mulți oameni care s-au ratat emoțional, nu profesional, din cauza acestei frustrări. Pentru că n-au înțeles că, de fapt, puterea ta nu e atât de mare precum cea visată de copilul care s-a apucat să facă asta. Nu numai că nu e puterea ta atât de mare, dar ei sunt atât de puternici încât tu poți să faci zona zoster și poți să te temi pentru libertatea ta. Ți s-a întâmplat asta? Da. Păi eu am plecat de la satul mare pentru că am fost amenințată cu moartea. Pentru că mai mari politici ai momentului, eu eram singurul director de media care a refuzat să se lase cumpărat. Cumpărat pe față, era foarte greu, nu știu cum e acum, dar în 2003 era aproape imposibil să rămâi independent. Mai ales în presa locală. În presa locală. Și tu știi cum se întâmplă lucrurile în local. Și eu am refuzat pur și simplu. A venit prefectul de atunci, un om simplu. Dar nu și fain. Un om simplu după vorbă și după, mai ales după vorbă și atât, care pur și simplu m-a prins de piept, m-a lipit de perete și mi-a zis: cine aia mă tiești tu să-mi strigi mie socotelile? Ori faci ce-ți spunem noi, ori a doua zi te terminăm. După care am început să primesc telefoane de amenințare și țin minte că eram în mașină și mă sunase un șmecher local să-mi spună că îl costă $4,000 ca să plătească niște racheți să mă tragă pe linie moartă până se termină campania electorală. Și eu îl țineam de vorbă, am întins mâna în mașină, când aveam telefoane performante, și cu reportofonul l-am înregistrat ce spune. Știam că are o iscoadă la mine radio, m-am dus cu înregistrarea și am spus tare ca să audă toată lumea: copiați asta și dacă mi se întâmplă ceva, un exemplar la Europa Liberă, unul la BBC, unul la Deutsche Welle, unul la Vocea Americii. Se face... Și după o săptămână a bătut la ușă șeful poliției, nu mai știu care, birou economice, criminal, nu mai știu care, și mi-a zis: doamna Mirela, eu eram și director și eram și vocea de la radio și pe ei vocea îi deranja foarte tare, pentru că eu mă duceam la radio și eram onestă cu ceea ce credeam și simțeam. Liberă. Liberă. Și a venit și a zis: doamna Mirela, haideți un pic în birou. M-am dus în birou, aveam multe telefoane fixe, a scos din priză toate telefoanele fixe, mi-a luat telefonul mobil, a scos bateriile, că încă le mai avem pe vremea aia, a dat afară tot din birou și a zis: avem ordin să vă arestăm. Trebuie să vă găsim ceva, orice. Eu aveam un copil de un an jumătate acasă. Se născuse Maia. Da. Și eram în postura în care... ok, asta e. Și el a zis: doamna Mirela, dați-mi toate actele firmei, polițistul respectiv, pentru că în ochii opiniei publice eu eram Mireluca noastră. Eu eram acea Mirela care făcea știrile pentru BBC și spunea adevărul dimineața, dar care sâmbătă făcea tip-top brichindel cu copiilor. Erai populară. Eram iubită. Uh-huh. Eram iubită pentru că le făceam viața mai frumoasă copiilor lor și pentru că ei nu credeau toate lucrurile alea care mașina din spatele politicienilor le spuneau despre mine. Și a stat acel polițist o zi întreagă la mine în birou, a verificat toate dosarele, iar la sfârșit
Mi-a zis, n-am ce să vă facă. Și el a plecat fericit de acolo. După care au încercat să-l cumpere pe proprietarul rețelei, pe domnul Mircea Bradu, care m-a sunat și a zis, copilul tati, eu îți țin spatele orice s-ar întâmpla. Un alt om foarte liber, care trăiește din fericire. Și știu că povestești des despre el. Și povestesc pentru că omul ăla mi-a ținut spatele într-unul dintre cele mai grele momente din cariera mea. Doar că eu am făcut zona zoster, doar că nu mai puteam să fac nimic pentru că ei mă blocau în tot ceea ce mai puteam. Eu era deja un curent. Cine e cu ea este împotriva noastră. M-am dus acasă și i-am spus tatălui Maiei, Cornel, care deja avea stigma și oricum exista motive pentru care noi să plecăm din București. El deja cânta, deja, trupa Stigma avea concerte în toată România, era cunoscut. Da, deja el era afirmat în zona asta. I-am spus că vreau să plecăm, pentru că simțeam că este foarte greu ce fac și că viața mea și și siguranța copilului meu ceră un preț prea mare pentru ceea ce aveam eu de făcut acolo. Și ai și sol. Știi care e partea frumoasă? Că eu sunt în continuare pentru oamenii din satul mare un motiv de mândrie. Și de fiecare dată când mă duc acolo, mă caută și vin în jurul meu, la fel cum vin vecinii mei din Deștriaș. Iar mi se pare fantastic să te uiți în urmă și să vezi că n-ai trăit degeaba și că alegerile pe care tu le-ai făcut în onestitate, oamenii le-au văzut și le-au recunoscut până la urmă. Și dacă am reușit să clădesc din nou altceva în altă parte, la fel de curat, la fel de frumos, la fel n-a reușit să mă supună nimeni și să fiu tributară niciunui sponsor, politician, om care a intuit potențialul. Nu vreau să dau dovadă de o falsă empatie, însă te înțeleg foarte bine pentru că am trecut mai mult sau mai puțin prin aceste momente. Gândește-te cum și am trecut chiar în București. N-am povestit niciodată public asta. A fost un moment în care noi reinventasem cumva Radio 21. Ajunsese în radio numărul 1 după ce plecaseră Șerban și Mihai la Kiss FM. Am făcut din nou matinalul numărul 1 la 21 cu Buzdugan și Radio 21 pe vremea aia era deținut în proporție majoritară de o fundație care avea legătură, o fundație a Partidului Social Democrat, a PSD-ului. N-aveam legături directe cu ei, dar a fost un moment în care un anume prim-ministru de pe vremea aia a zis, urmează alegeri. Același prim-ministru. Cred că am trăit în același moment, în două lumi diferite. În aceeași lume. În două zone diferite ale țării. Și acel prim-ministru a hotărât, urmând alegerile din 2004, să transforme radioul, care era un radio de divertisment, stație de distracție, să-l transforme în radio politic. Goarnă. Pentru că mai mult decât atât, noi eram deja o voce cu matinalul și nu eram o voce politică. Erați o voce, dar eram socială. Eram o voce socială și liberă. Asta era. Știi? Și ăla a fost, adică în momentul în care a venit șeful și a zis, știți că cred că într-o lună ar trebui să ne găsim altceva. Ori rămânem și facem un radio politic. Și câștigăm foarte partid, mulți bani. Și probabil câștigăm mai mulți bani. Sau ne căutăm alt loc de muncă. Și frustrarea aia, pentru că, la fel ca tine, copilul din mine s-a apucat de meseria asta cu gândul de a schimba lumea. Și am avut mulți ani problema asta, pentru că nu, niciodată n-am fost împăcat, nu mi-am împăcat de fapt copilul din mine.
Dar să știi că eu l-am împăcat cu Zurli. Și zic și cum l-am împăcat eu, yeah. Pentru că vreau să deschidem și capitolul ăsta. Atunci mi-am dat seama că nu pot să schimb lumea. Nici n-am trecut. Întâmplarea a făcut că atunci a existat un om căruia îi port respect și acum, un politic, care s-a dus la primul ministru de atunci și a zis nu. Radio 21 trebuie să rămână un radio de divertisment, nu un radio politic. Și așa a fost. Dar mulți ani nu am fost în... Bă, am venit la București, fac radio numărul 1. Nu putem să facem nimic. Și îți ia niște ani până înveți că, deși nu poți să schimbi lumea, poți să faci altceva. Poți să-ți faci lumea ta. Ascultam o meditație, că vorbeam de meditații zilele trecute, o meditație în care spunea cel care... Ghidul. Vocea, ghidul. Spunea că în lumea asta poți să-ți crezi oricând o lume mai mică, știi? Intră infinit de multe alte lumi și exact asta ai făcut și tu. Exact. Ți-ai luat copilul, te-ai mutat în București și ai început să-ți construiești lumea ta. Dar am început să-mi construiesc lumea mea din momentul în care am înțeles ca și tine că eu nu pot să schimb toată lumea și că primul om pe care eu trebuie să schimb sunt eu. Corect. Mie mi-a luat mult să înțeleg asta. Pe mine m-a obligat Maia, pentru că, bine, mult comparativ cu vârstele noastre, pe la 40 de ani am înțeles și eu asta, adică undeva acolo. Maia a fost pentru mine cel mai puternic motiv de schimbare, pentru că Maia m-a obligat să-i vorbesc frumos. Eu am învățat să vorbesc frumos cu toată lumea. Pentru că Maia m-a obligat să o ascult, eu am învățat să-i ascult și pe alții. Pentru că Maia m-a obligat să înțeleg că nu toată lumea face față ritmului meu, eu m-am oprit și de dragul altor oameni, pentru că deja învățasem să fac asta pentru ea. Eu am făcut pentru ea toate lucrurile care pe mine m-au salvat, de fapt, și m-au transformat în cea mai bună variantă în care puteam să ajung până în ziua de astăzi. Reușind să schimb toate lucrurile astea la mine de dragul copilului meu, mi-am dat libertatea de a construi această lume minunată, care chiar există, și o lume minunată în care poate să intre cine vreau eu. Și noi avem un cântec: desenează-ți lumea ta, poate fi oricine în ea, desenează, colorează, râzi și cântă și dansează, lumea toată e bucurie, viața poate să fie magie. Ăsta e cântec pe care îl cântă Zâna Bună în spectacolele pentru copii, pentru că despre asta e vorba. Ia o planșă și alege tu, e Mihai în lumea mea, e Lun în lumea mea, e Maia, e Vero, e Zurli, e meditația, e alergatul, e... și am închis. Și știi ce am mai învățat Mihai? Nu-i mai zic bulă, că bulă este ceva închis, îi zic sferă. Pentru că sfera mea se poate întâlni și cu sfera ta și împreună putem să creăm o sferă mare. Și cred că despre asta e vorba. Dacă fiecare dintre noi și-ar construi sfera lui așa transparentă, curată și luminoasă, mai multe sfere împreună pot să facă o sferă mai mare. Și când o să reușim să transformăm toate viețile în sfere, noi o să trăim într-o lume mare și frumoasă. Deocamdată trăim în lumile noastre mici și foarte frumoase. Asta am citit într-o carte, că poate rolul nostru, dar dacă rolul nostru, se întreba autorul, nu este să salvăm această lume, ci pur și simplu să trăim. Exact, dar eu cred că rolul nostru este să trăim. Eu cred că rolul meu pe lumea asta este să fac tot ce pot în această zi. Astăzi m-am trezit la 4 dimineața cu toată bucuria. Știam că vin să mă văd cu tine. E o întâlnire importantă pentru sufletul meu. Apreciez enorm ceea ce faci. Apreciez foarte tare podcastul tău și știu că l-ai copt destul de bine până când a crescut cozonacul așa mare și frumos. E lumea mea. Da, și e foarte frumoasă și ai pus cele mai frumoase ingrediente în ea și faptul că oamenii o gustă și le place, că putea să nu le placă, dar uite că e un cozonac pe care vrea toată lumea vrea o felie din cozonacul tău. Și sunt acum aici cu tine.
Eu nu mă gândesc ce fac după, câte treburi mai am, ce n-am rezolvat, ce... Nu, acum sunt aici cu tine și de aici o să văd încotro mă duc și ce mi se întâmplă și încerc să trăiesc cât mai mult în momentul prezent și să mă bucur. De asta spuneam că mie nu mi-e frică de moarte, așa cum sunt pregătită în orice moment să închid socotelile. Nu mă tem de asta. Toată grija mea este să las lucrurile în ordine, în așa fel încât să nu sufere nimeni din locurile prin care eu am trecut. Să nu las lucruri nerezolvate, să nu las discuții neînchise, să nu las lucruri nelămurite pentru mine, în așa fel încât să fie curată fiecare zi din viața mea. Asta vorbește Mirela Retegan astăzi. La 50 de ani. Dar Mirela Retegan acum aproape 20 de ani a ajuns în București cu un copil de un an, cumva o mamă alungată din cuibul ei. Da? Politic. Știi, evul mediu când femeile erau scoase în piață, da, și în cel mai bun caz erau împroșcate cu pietre. Dacă nu arse sau așa. Tu ai fost alungată din satul mare, ai ajuns în București și cu un copil mic, mă gândesc că prima grijă, în afară de a trăi conștient în prezent, a fost da ce-i dau mâine să mănânce. Nu, Doamne, deci Mihai, am venit în București și eram atât de speriată, am venit de pe autostradă și nu mi-am dat seama că am intrat în oraș și vedeam că vin toate mașinile spre mine și nu înțelegeam ce mi se întâmplă și îmi ceream scuze și în stânga și în dreapta și în față. Mai aveam și o mașinuță mică cu numer de greșeala ta că n-ai venit cu trenul. Da, exact, nu, aveam deja mașină. Și în primii 2 ani am fost blocată. În primii 2 ani am făcut credit la bancă să am din ce să plătesc primele rate de chirie. M-am dus și m-am angajat la Național, pentru că atunci construiau radio și televiziunea și simțeam nevoia să mă duc într-un loc cât de cât sigur. Frații Micula, Mihai Moș, de fapt, adunase vocile din Ardeal. Uh-huh. Îi luase pe Răzvan și pe Dani de la Timișoara, mă luase pe mine de la Satu Mare, pe Tibi Crișan de la Cluj, pe cineva de la Târgu Mureș, pe nu știu cine și de la... Și director de la București. Și Teșiu, care n-avea nicio vină cu noi toți ardelenii în viteza întâi și în manșalier în redacție. Dar munceam pentru jumate din chirie. Salarul meu era jumate din cât costa chiria în București. Așa că m-am dus înapoi la Satu Mare, unde mă cunoștea toată lumea. Am făcut un credit, directoarea băncii de acolo și acum îmi scrie, suntem prietene pe Facebook, am împrumutat bani, am făcut un credit ca să plătesc chiria și grădinița Maiei pe prima jumătate de an. Și am zis, o să văd eu cum o să mă mai descurc, că sigur o să găsesc eu ceva. Și îi rugam pe toți, pentru că mă știau toți artiștii, aveam 33 de ani, făceam zilele orașului, Satu Mare, plăteam pe toată lumea, adică nu eram venită cu pluta pe Someș, chiar am venit cu mașina în București. Cum se spune. Și le spuneam tuturor, păi dați-mi ceva de lucru, pentru că la radio aveam treabă câteva ore și în rest stăteam eu, un om extrem de activ, și toată lumea îmi spunea, nu ne permitem să te plătim. Nimeni n-a vrut să-mi dea de lucru. Overqualified. Nimeni n-a vrut să-mi dea nimic de lucru. M-am dus la E&D, la casa de discuri a trupei Stigma, îi știam pe băieții care au Cărtureștiu acum și... Da, nu știam. Da, ei sunt. M-am dus la ei și le-am zis, uite, văd că voi veniți la 10 la birou. Pot să fiu eu femeie de servici de la 8 la 10? Că vin, cât îi dați femeie de servici? Pe bune, păi eram disperată. Eram disperat, trebuia să susțin casa cumva. Și mi-a spus Mirela, dar tu cum ai vrea să fii femeie de servicii aici la noi? Păi eu pot să vin la 8, la 7, eu mă trezesc de vreme și până veniți voi la 10, eu fac treaba și pe urmă mă duc la radio. Că eu la radio aveam emisie mai târziu. Și n-au vrut să-mi dea nici ei de lucru. Până la urmă știi cui s-a făcut milă de mine? Teo Peter, Dumnezeu-l ierte, a zis, tu nepoată, tu ești foarte deșteaptă.
Ce te faci tu aici? Nimic nu fac, Teo. No, hai și ocupă-te de noi, că uite, a venit Paul Ciuci și vrem să ne apucăm să punem un pic trupa pe picioare. Și așa am devenit impresar o jumătate de an pentru trupa Compact și am avut privilegiu fantastic să prind ultima sută de metri a lui Teo. Ca să-ți plătești cealaltă jumătate din rata... Din rata la casă, da. Și să fiu pregătită că banca urma să mă strige, că se termină... Acum nu mai știu în timeline-ul ăsta dacă... Dacă mai eram cu tatăl Maiei. De unde știi că asta am vrut să te întreb? Pentru că am făcut și eu radio vreo 25 de ani. Glumesc. Da, eram. Doar că el era într-un moment foarte prost al vieții lui. Nu se regăsea, se regăsea mai puțin decât mine în București. Și era blocat, pur și simplu, nu mai voia să facă nimic. Artistic, creativ, fizic, social. Intrase într-o fază în care refuza să își asume responsabilitatea casei. Așa cum îți spuneam, darul meu a fost de a găsi bărbați pe care să-i salvez eu pe ei, nu ei pe mine. Și a fost unul dintre motivele pentru care noi ne-am și despărțit foarte curând după mutarea în București, pentru că eu nu mai făceam față singură, nu mai reușeam să susțin, adică oricum susțineam singură, dar măcar să nu mă mai lovesc și de negativismul lui și de felul în care el... Deci cumva tu ajungeai acasă și găseai un copil și un... Și un om suferind care nu își mai găsea locul. Și atunci a venit tata, care m-a ajutat cu Maia și a locuit cu noi o perioadă. Eu și Cornel ne-am despărțit, el s-a dus pe drumul lui și s-a regăsit și și-a găsit din nou bucurie și poftă de viață și a început din nou să facă lucruri. A plecat la Londra, uh-huh, și acolo a lucrat într-un studio și am convenit să rămânem într-o relație ok pentru Maia, în primul rând, dar eu mi-am asumat 100% copilul toată viața. Eu nu m-am bazat nicio secundă pe pensia alimentară, pe ajutorul celuilalt părinte. A fost o decizie foarte clară pentru mine. Din momentul în care eu am rămas gravidă, am știut că îmi voi asuma acest copil până la capăt, fără să reproșez nimic nimănui, și că este cumva sarcina mea de mamă să am grijă și să o hrănesc și să o îngrijesc și să o cresc până când o să fie pe picioarele ei. Așa că l-am înțeles cumva că n-a putut, nu sunt de acord, nu mă bucur, nu am susținut asta, dar n-am avut de ales până când am început proiectul Zurli. Când am început proiectul Zurli, am avut cu el o înțelegere și am zis, uite, tu îmi faci cântecele pentru Zurli, negative, compoziții, absolut tot, eu voi dezvolta această poveste și voi oferi Maiei cea mai frumoasă viață posibilă, cu tine prezent inclusiv ca ajutor financiar în combinația asta. Și așa s-au întâmplat lucrurile. Iar el a făcut peste 100 de cântece, care astăzi sunt cele mai iubite cântece ale copiilor români de pretutindeni. E un exemplu foarte fain despre cuplu care nu funcționează împreună și poate să fie chiar o relație toxică, nu doar pentru fiecare membru al cuplului, dar și pentru copil, ecosistemul în care crește, și pentru ecosistemul în general, și pentru ecosistemul în general, pentru adică planetă, doi oameni nefericiți n-au cum să crească vibrația planetei. Ce bine ai zis. Serios. Ce bine ai zis. Da, uitați-vă la cuplurile fericite cum înfrumusețează pământul. Nu? Bun. Și sunteți exemplu de relație bun, toxică sau dăunătoare pământului, dăunătoare copilului, dar care a reușit să se reinventeze pentru că poate voi doi v-ați întâlnit, sigur, cu alt scop. Sigur. Și fiecare dintre noi a reușit să-și găsească drumul și calea și să fie fericit în bucățica lui și să rămânem doi oameni întregi care
să nu aibă resentimente, lucrurile sunt foarte frumos reglate între noi și e foarte greu, Mihai, este foarte greu. Eu le înțeleg pe femeile care tind să folosească în despărțiri copiii ca monedă de schimb, dar nu sunt de acord cu ele. Le înțeleg, am fost acolo. Îți vine să îl îngropi și să pui 5 tone de ciment peste el și să zici am încheiat definitiv, că mai rău te încurcă faptul că e în viață. Dacă n-ar fi, măcar îi arăți copilul, uite acolo a fost un om minunat, extraordinar. Dar nu sunt de acord să facă asta, pentru că cred din toată ființa mea că un singur părinte nu poate să distrugă viața unui copil, dar un singur părinte poate să-i o salveze. Și fii tu ăla, părintele care salvează viața copilului tău, indiferent de ce a făcut celălalt. Dar când te-ai trezit cu Maia, singură pe lume, ai avut liniștea care ți-a dat forța de a o crește, sau ai avut un moment în care ai zis ok și eu mâine ce fac? Deja plecasem la Itsy Bitsy. Am făcut alegerea să plec de la Național FM la Itsy Bitsy și chiar zilele trecute îi povesteam Maiei că a fost o alegere foarte conștientă, pentru că mi-am dorit să mă duc într-un loc în care s-o pot include și pe ea. Am realizat că eu trebuie să fac o schimbare mare în viața mea, pentru că altfel nu-i pot face loc copilului meu în timpul pe care eu îl petrec, pentru că era clar, ca să susțin casa și grădini. Eu pe Maia am ținut-o la grădiniță privată toți anii și la școală privată, deși nu mi-am permis. Și tu erai muritoare de foame. Dar mândră. Nu mândră, nu era mândră. Mi se părea un loc sigur. Am găsit o grădiniță cu o directoare foarte frumoasă, teacher Lily Deftu, care m-a iubit pe mine și a înțeles în ce situație mă aflu și mi s-a părut un preț corect pentru liniștea pe care eu o aveam. Știam clar că Maia se află în cel mai bun loc pentru ea. Ai avut luni în care n-ai plătit grădinița sau te-am Da, și m-a așteptat. Acum e atât de fericită teacher Lily, mă întâlnesc cu ea și zice: Mirelo, tu ești cea mai bună investiție pe care am făcut-o. Auzi, Mirela, dar tu crezi că ăștia mici, Maia nu mai e mică, dar vorbim despre momentul în care era, crezi că ăștia mici ne dau sens? Adică venirea unui copil pe lume îți dă direcția? Pentru că eu am o teorie legată de asta și n-aș vrea să o dezvolt acum cu tine, că nu e despre mine podcastul ăsta, dar eu sunt convins că venirea unui copil pe lume, adică noi ne facem foarte multe griji, cum îl creștem, cum îi aranjăm viața, cum o să ne descurcăm, dar știu eu să-l cresc, și vine copilul și dintr-o dată îți dai seama că lucrurile se aranjează. De la sine. Bine, nu stând în vârful patului. Știi ce îți dai seama? Mie nu mi-a dat neapărat sens Maia, dar Maia a venit să mă trezească. Mă transformasem într-o disperată de muncă. Eram convinsă că munca aduce fericirea și succesul și puteam să muncesc enorm și să fac o grămadă de lucruri. Până când a venit Maia într-o zi, avea 2 ani jumate și ne uitam împreună la o emisiune pentru copii și eu am zis: uite ce rău e copilul ăla. Și mai a zis: da, pe mama lui n-o vezi? Uite, mama, o să-ți fac o mărturisire. Eu, înainte să vin pe pământ, eu te-am văzut și eu m-am consultat cu Dumnezeu și l-am întrebat: Doamne, e ok femeia asta? Câți ani avea? 2 jumate. Haide, mă. Ai simțit vreodată rece pe coloană? Ai simțit vreodată că fetele acum tale ți-au zis ceva și că ai... Care vine de altundeva. Că vine de altundeva? Exact asta am simțit. Că Maia vorbește ceva ce ea știe. Sunt lucruri pe care le simți și nu ți le poți explica. Și ăsta a fost primul lucru pe care eu l-am simțit în viața mea și care m-a trezit. Și care m-a făcut să mă uit la ea. Stai un pic, ce zice copilul ăsta că ea m-a ales pe mine și că s-a consultat cu Dumnezeu? Ok,
asta înseamnă că eu trebuie să devin un pic mai atentă, că s-ar putea copilul ăsta să știe mai multe decât știu eu. Și încet, încet m-am oprit din tot vârtejul ăla și am încercat să fiu atentă la Maia. Și Maia a devenit pentru mine cea mai importantă oglindă. Când aveam de luat o decizie, mă uitam la ea și luam toate deciziile prin prisma ei. Pentru că atunci când devii părinte, tu devii responsabil 100% dacă ești unul asumat și vrei să înțelegi ceva din lecția asta pe care o primești de la viață. Pentru că e doar un alt fel de a crește. Dacă ți-asumi 100% părințeala asta, ai toate șansele să evoluezi enorm. Nu există profesor mai bun pe lumea asta decât poate să fie un copil pentru părintele lui atunci când părintele e dispus să învețe de la el. Da, dacă trăiești conștient. Pentru că tu... Dar te trezești. Dacă accepti că sunt mulți oameni care simt, dar se tem de ceea ce simt. Și fug și se prefac că n-au auzit și preferă să pună sub preș, știi? Și aruncă acolo sub preș multă vreme pentru că le e frică. E foarte greu să te trezești, e foarte greu să accepti conștient tot ceea ce ți se întâmplă. Asta știi ce mă obligă? Să devin înțelegătoare, să mă uit la tine și să înțeleg tot ceea ce faci tu. Păi stai puțin și e bine să te înțeleg, dar asta nu e ceva ce mă ajută pe mine, dar eu te înțeleg că ai făcut asta. Eu cred, convins că viața asta ne dă atât de multe semne, depinde dacă avem ochii deschiși sau nu, pentru că vorba ta, copilul tău poate să spună la 2 ani jumate o chestie de genul ăsta, să treci mai încolo pentru că tocmai începe o emisiune la televizor, să te faci că nu auzi, să te sperii și de frică mai bine n-am auzit, sau pur și simplu poți să developezi momentul ăsta și să zici, hopa, stai, că poate asta mi-arată mie... Dacă e adevărat, dacă ei ne aleg exact sensul și ne aleg cu un sens, dacă despre asta e vorba. Și așa s-a întâmplat până la urmă, pentru că Maia a fost sursa de inspirație pentru sensul vieții pentru mele. Tot, da. Pentru tot ce am făcut din momentul ăla. Și pe antrenorul părinților, și pe Zurli, tot ceea ce am făcut eu a venit ca inspirație din relația cu Maia și din felul în care eu am crescut ca om, crescând ca mamă. Ai zis de 50 de ani, tu ai zis vârsta, nu eu. Anul trecut, da, anul ăsta fac 44. Și acolo rămân. Exact la vârsta, cred că ești născut în același an cu Matthew McConaughey, care la 50 de ani și-a dat seama că are niște jurnale pe care le-a scris de când era mic și până la vârsta pe care am amintit-o și-a revizitat toate jurnalele și a scris o carte care se numește Green Lights. Și el are teoria asta. Și vreau să vorbim acum despre asta pentru că ai vorbit despre niște intersecții. El zice așa, că noi toți avem niște green lights, niște lumini, da, un semafor și avem lumini roșii, galbene, verzi, respectiv verzi. Și contează foarte mult lumina asta, știi, când se face verde, nu știi unde te duci, dar trebuie să fii atent la semafoarele astea ale vieții și că uneori inclusiv culoarea roșie e foarte bună în viață. Da, dar câteodată când treci, eu am mai trecut și pe culoarea roșie, să știi. Te-ai mai dus și pe roșu, da? M-am mai dus și pe roșu. N-ai și stat. Am luat niște amenzi. Care a fost... Nu încerc acum să-mi amintesc, dar am făcut multe prostii, am făcut multe, multe de-a lungul timpului, am mai călcat pe lângă, nu-mi vine acum nimic în minte, dar... Da, dar el asta zice că uneori, chiar trecând de roșu, e bine că te duci la următorul verde, că prinzi următorul verde, știi? N-am ratat niciun verde. Te-ai dus. Da, deci te asigur că nu am ratat niciun verde. Da, și... da, asta înseamnă să fii atentă, exact ce spuneai, să fii prezentă în viața ta, trează tot timpul. Trează, eu când mă scol îți trează.
mai râde de mine. În momentul în care am deschis ochii, eu sunt treză. Știu exact unde mă aflu și ce mi se întâmplă. Știi când am simțit ce spui tu cel mai tare? În pandemie. Acum în pandemie, când totul s-a închis, cel mai greu pentru mine a fost să merg împotriva fricii, împotriva curentului, împotriva pesimismului general, să rămân acolo vie și... nevătămată. M-am vătămat un pic de tot, dar am avut sentimentul că sunt la volanul unei mașini, că în spatele meu e toată echipa. Cât și că 20. Și că eu țin foarte strâns, aveam fizic, simțeam cum mă dor unghiile băgate în carne, țin foarte strâns volanul și mă duc foarte încet pe un drum pe care este o ceață atât de deasă că nu văd la un metru. Dar sentimentul meu era du-te încet, cu grijă, atât cât vezi de la farurile mașinii, pentru că la un moment dat o să se ridice ceața și o să vezi unde ai ajuns. Și atunci o să-ți dai seama ce ai de făcut mai departe. Important e să nu te oprești în mijlocul drumului, să te tăvălești pe jos de disperare, de ce nu se ridică ceața și nu văd încotro trebuie să plec. Dar nu te-ai oprit? Nu m-am oprit. Nu m-am oprit și mi-am mai făcut o poveste și le spuneam colegilor mei că am avut și noi tot felul de momente. Am avut la începutul acestui an am avut un moment de cădere în care știu ziua sigur 10 ianuarie trebuia să mă întâlnesc cu colegii și am plâns toată ziua gândindu-mă, mai făceam mama, dar ce ai? Și am zis, fetiță, eu mâine iar mă duc la servici și inventez de lucru pentru mine și 20 de oameni. Nu mai pot. Nu mai știu ce să fac. Acum, ca să ne înțelegem. Pandemia a venit exact în momentul în care gașca Zurli era probabil... Vârfului. După câți ani a ajuns profitabilă? După 14 ani. După 14, profitabil a ajuns după vreo 10, doar că eu tot profitul l-am reinvestit. Okay. Dacă mai facem niște bani, ne luăm și un microbus cu care să circulăm, că știi cum sunt drumurile din România. Dacă mai facem niște bani, mai facem un rând de costume și, uite, facem și un studio de înregistrări. Uh-huh. Dacă mai facem niște bani, adică eu, uite, e ceva ce nu știe nimeni despre mine. Eu stau cu chirie. Eu locuiesc cu chirie. Pentru că mi s-a părut mai important să folosesc banii pentru menținerea și dezvoltarea business-ului decât să-mi cumpăr eu o casă. M-am gândit mereu că o să am timp pentru acea casă și am găsit o căsuță foarte drăguță cu niște proprietari, niște unguri care mă iubesc foarte tare și stau în cel mai frumos loc posibil, dar care nu e al meu. Pentru că la un moment dat am pus în balanță. Ce fac? Susțin Zurli să meargă mai departe sau îmi cumpăr mie o casă și îmi iau un certificat de proprietate? Și am preferat să fac asta. Și după atâția ani în care am investit și am reinvestit și am crescut și am crescut, am zis, gata, ne relaxăm, 2020, aveam anul agenda nostru. Plină, anul nostru, aveam 3 zile libere, atât. Aveam turneu în America, pregătit, turneu în toată Europa. Era totul aranjat în cele mai mici detalii și pe 7 martie. Am avut, pe 8 martie am avut ultimul spectacol la München, pe 9 martie am anunțat că suspendăm activitatea și... Și voi n-ați avut spectacole nici măcar în acea perioadă în care astăvară s-au mai putut ține niște spectacole, pentru că ți părea că e o dovadă de irresponsabilitate să dai spectacole pentru copii, chiar dacă era legal și respectai toate măsurile de... Exact, pentru că mi-am dorit să nu fiu un motiv ca oamenii să se adune. Pentru că știam că dacă le fac ei o să vină. Și atunci am preferat să ne... A fost foarte greu pentru noi, Mihai. Foarte greu. Nu pot să... Deci eu sunt atât de recunoscătoare că a apărut emisiunea la Antena.
Și sunt atât de fericită că ei au înțeles cât de nevoie e de o astfel de producție și că ne-au ales pe noi să facem asta. Pentru că, dincolo de faptul că ne-am mai am luat și o gură de oxigen financiară, dar pentru oameni a fost foarte important. N-ai dat pe nimeni afară. N-am dat afară pe nimeni. Cum poți să concedezi pe Fetița Zurli? Exact. Cum era să apară în presă? Fetița Zurli a fost concediată. Nu, Fetița Zurli e în șomaș tehnic. Iată. Gașca Zurli e în șomaș tehnic. Adică noi nici măcar în șomaș tehnic n-am putut să intrăm. Cum se intră în șomaș tehnic? Deci din ceea ce însemna, ar fi putut însemna cel mai bun an al vostru... A fost... Deci am dus în cap 95%. Contabila când a venit cu graficul avea lacrimi în ochi. Și eu o încurajam. Hai că să vezi că o să ne revenim. Și totuși, de afară privindu-te, chiar de aproape, pare că tu nu ai zile grele. Și stai și te întrebi, bă, femeia asta are atâta forță și atâta poftă de viață, pentru că a avut atât de multe probleme și a plâns atât de mult până la un moment dat încât acum nu mai are pentru ce? Nu am zile rele, dar am zile grele. Ați fi greu nu înseamnă ați fi rău neapărat. Ați fi greu înseamnă a te strădui mai mult, a folosi toate resursele pe care le ai, a depune toate eforturile pe care le poți face în momentul ăla. M-a ferit Dumnezeu de boli, m-a ferit Dumnezeu de un copil cu probleme, m-a ferit Dumnezeu de angajați urâți care să-mi creeze tot felul de situații neplăcute și nu am o viață rea. Sunt momente în care mi-e greu, mi-e foarte greu, dar întotdeauna am făcut ceea ce am învățat de la tata. Uită-te în stânga și în dreapta ta și o să găsești mereu pe cineva care are mai multă nevoie de ajutor și pe care tu, oricât de greu ți-ar fi, îl poți ajuta. Și știi ce am făcut anul ăsta, Mihai? M-am aruncat în campaniile sociale. A fost felul în care eu am rămas ancorată în realitate, în realitatea aia adevărată, nu în realitatea business-ului meu. Eu fac campanii sociale dintotdeauna, dar din fericire, succesul Zurli ne-a ajutat să nu depindem de parteneri, de sponsori. Eu merg în secțiile de oncopediatrie de 13 ani. Abia anul trecut am început să cer ajutor și tu ții minte că te-am rugat și pe tine pentru mesajele de iubire pe care le-am făcut pentru copiii de acolo. Acum avem, din fericire, parte de ajutor. Iar anul trecut mi s-a întâmplat o chestie foarte drăguță. M-am întâlnit cu Maticiuc și mi-a zis, trebuie să-ți spun ceva. M-am hotărât și eu să strâng bani de ziua mea, că fac 40 de ani, și am angajat un băiețel să facă asta și m-am dus la birou și băiatul ăsta avea scris mare pe perete, jos Mirela Retegan. Și zice Maticiuc, i-a rămas blocat și mi-a zis, ce-i cu femeia asta, că e super ok, eu o cunosc. Și a zis, păi da, dar e lider în strângerea de fonduri. E cea mai tare, strânge cei mai mulți bani din România și noi trebuie să o depășim. De fapt, jos Mirela Retegan era... Depășește-o pe Mirela Retegan. Exact. Și Maticiuc m-a sunat într-o zi și a zis, te-am depășit. Zic, bravo, Codin, pentru că strângem bani pentru aceiași copii. Facem lucruri pentru aceiași copii și unul și celălalt. Mă bucur că ai spus asta. Că ai vorbit despre tine și știu că ești pentru foarte multă lume o instanță. Ești un reper. L-am ascultat pe Jordan Peterson, cel care a scris 12 reguli de viață, într-o discuție cu Russell Brand și povestea următorul lucru. Cât de important este în viața asta nu să ne comparăm cu alți oameni, ci să-i avem drept model, idol și așa mai departe, ci să-i privim ca instanță. Pentru că atunci când ai un vis, trebuie să te raportezi la cineva. Tu mergi spre visul tău, nu-i urmezi visul lui. Dar există o instanță. Și de fapt asta ne face pe noi mai buni.
pentru că eu vreau să fiu mai bun decât Mirela Retegan. Și tot așa, până la ultima instanță, care e judecata de apoi. Ăsta e sensul biblic al judecății de apoi. Pentru că întotdeauna noi oamenii ne organizăm, ne disciplinăm, facem lucruri pentru că există instanțe deasupra noastră. Și ultima instanță, până la ultima instanță, care e de fapt binele suprem, judecata de apoi. Tu știi la ce mă raportez eu? Și simt asta dintotdeauna? Că atunci când o să mor mie, Dumnezeu o să numere copiii pe care i-am făcut fericiți. Și este singurul meu scop în viață. Și îmi doresc să fac asta până în ultima zi a vieții mele. Indiferent că înseamnă să fac o emisiune la radio, că înseamnă să fac spectacole, să scriu cântece, să scriu povești, să ajut copiii bolnavi de cancer, să fac un program special și să învăț limbajul mimico-gestual pentru copiii surdomuți, așa cum am făcut noi Gașca Zurli. Am învățat, am făcut cursuri și noi avem un program special pe YouTube pentru copiii cu probleme de auz. Deci tu ai ceea ce se numește un, sau sensul tău în viață este acest greater good. Să-mi numere la finalul vieții copiii pe care i-am făcut fericiți. În momentul în care ajungi la ultima chiar instanță. Chiar dacă asta înseamnă să te învăț pe tine cum să-ți faci o firmă în care să faci evenimente pentru copii. Pentru că vei lucra tot în scopul misiunii mele. Asta pe mine m-a ținut foarte sănătoasă la cap. Eu n-am avut o problemă cu oamenii care au venit să-i învăț tot ce știu. Pentru că în ultima instanță, dacă ei vor face fericiți copii, și eu voi fi contribuit la asta. Și eu sunt în misiunea mea. Și asta m-a ajutat să nu mă tem că cineva mă copiază, că cineva vine în ceafa mea. Că cineva pleacă de la tine și deschide o companie singur, de spectacole dacă pentru copii. Dacă asta îi dă posibilitatea să-și plătească niște facturi și are o viață mai bună, ecosistemul despre care vorbeam la un moment dat va fi mai bun pentru că va crește cu vibrația acelui om. E foarte greu să prinzi la colț un om care nu se teme decât de instanța supremă. N-ai alte frici, că de moarte nu ți-e frică. De dar nici nu-i frică. Sărac, nu ți-e frică că ai am mai fost. Nu, n-am. Cred că singura frică reală este să nu fac rău fără să-mi fi dat seama și să n-apuc să repar asta. Îmi doresc foarte tare să povesteam cu colegii mei. Gândește că eu am angajați care sunt cu mine de 10, de 12 ani, fița Zurli, de 12 ani cu mine. Și îmi spunea Andreea Ghiță Vrăjimăturica: măi Mirela, chiar m-am gândit la tine așa, tu te-ai schimbat așa de mult în ultimii ani. Imaginează-ți cam cum eram eu acum 10 ani când trebuia să rezistăm în fiecare zi. Și am zis: Andreea, e normal, pentru că acum 10 ani noi construiam povestea asta și eram niște muncitori care făceau fundația. Când faci fundația, ți-ai cizme de cauciuc, ți-ai salopetă pe tine, îți pui caschetă pe cap, ai mănuși și tragi cu heirupul până construiești. Am terminat, gata, am terminat construcția. Acum suntem designer de interior, mutăm un bibelou, peștele de pe frigider, pe aragaz, pe televizor. Normal că sunt relaxată și îmi permit să fac lucrurile cu lejeritate, pentru că sunt în papuși de casă și în halat. Eu chiar am sentimentul că mi-am așezat această construcție. Vin și pun acolo lucruri frumoase, dar conceptul e construit, gata, nu mai trebuie să tragem casa la Hori, să ne bată vântul la etajul 2 până în cărămidă cu cărămidă. Tu cred că nu-ți imaginezi cum vorbești acum și cum vorbeai acum o oră și un pic, când îmi spuneai că visul tău, când ai fugit la 19 ani de acasă, era să fii nevastă, casnică. Da. Când ți-ai imaginat că viața pentru o femeie se poate împlini în sensul de împlinire. Ca femeie? Fără a avea nevoie de un partener. Dar n-am zis că n-am nevoie. Te-am judecat acum. Foarte ură din partea. Mai vrei o cafea? Da, mai vreau o cafea. Știi care e ideea, Mihai? Nu mai vreau să salvez pe nimeni. Nu mai vreau să iau niciun bărbat. Deci ai o frică.
Nu e frică, sunt perfect conștientă, gata, nu, mi-e clar, mi-e limpede că am greșit foarte tare încercând să mă erijez în Dumnezeul care îl salvează pe unul și pe celălalt. Nu mai vreau să salvez bărbați. Vreau, pur și simplu, dacă există pe lumea asta, să-l întâlnesc pe acel bărbat care să nu obosească uitându-se la mine. Care să nu ridice sprânceana când eu îi povestesc despre proiectele mele. Dar știi că e greu. E greu, dar sunt dispusă să aștept și sunt pregătită că dacă nu o să se întâmple niciodată, e foarte frumoasă viața mea. A fost o perioadă în care mă temeam de singurătate și am fost dispusă să accept tot felul de relații doar pentru a fi în rândul lumii, doar pentru a nu mă judeca nimeni că eu merg singură la o petrecere, că eu vin singură la ziua ta, că eu sunt singură, trebuie să mă duc cu câte o prietenă nu știu unde. Nu mai am această problemă, nu mai sunt dispusă să plătesc niciun preț pentru ca societatea să mă vadă așa cum vrea ea. În momentul ăsta sunt singură pentru că încă nu l-am întâlnit pe acel bărbat care să fie atât de puternic încât să nu se teamă de mine. Încât să nu amețească doar când îți vede programul zilnic. Urăsc întrebarea asta pentru că și mie mi-este pusă de fiecare dată când dau un interviu. Acum reziști? Cum faci față acestui ritm? Și mereu îmi vine să răspund, păi uitați-vă la Mirela Retegan. Să știi că au fost vremuri în care... Amețești, dacă te uiți la programul, la tot ce faci tu. Au fost vremuri în care mi-a fost foarte greu, pentru că nu știam să-mi dozez energia. Știi când oboseam cel mai tare? Când eram preocupată să fie toți ceilalți mulțumiți. Când grija mea era să mulțumesc pe toată lumea. Și asta mă obosea cel mai mult, pentru că de multe ori lucrurile care îi făceau pe ei mulțumiți nu erau lucrurile pe care eu le ofeream. Și nu înțelegeam de ce nu se întâmplă acea mulțumire pe care eu credeam că le ofer. În momentul în care mi-am dat seama că eu sunt cea mai importantă persoană din viața mea și că dacă eu sunt bine și sunt mulțumită, toți ceilalți vor fi mult mai mulțumiți și mai bine, m-am oprit din nebunia asta și am învățat să-mi dozez energia. Și mă trezesc dimineața și am învățat să fac acea meditație fără de care nu plec de acasă, în care 10 minute sunt doar eu în mintea mea și încerc să-mi pun lucrurile în ordine. Nu e meditație ghidată, nu e... Ba da. Da, ghidată? Da. Știu să o fac și singură, dar prefer să... Eu am învățat de la Cristi și Anca Jugănaru. Ei sunt niște oameni pe care eu îi cunosc de 20 de ani și ei predau cursurile Silva. Metoda Silva. Metoda Silva. În 20 de ani m-au invitat de nenumărate ori să mă duc la cursul lor, n-am avut timp niciodată, iar anul ăsta în pandemie, anul trecut, n-am scăpat, adică au zis, n-ai cum, weekendul ăsta, vii online cu noi. Și m-au cucerit într-o sâmbătă și duminică și de anul trecut din mai, eu mi-am cumpărat aplicația lor și fac meditații ghidate de ei. Cred că am văzut și eu un documentar pe o platformă despre metoda Silva, mi se pare foarte interesantă, dar tu, cunoscând-o și fiind acolo, dacă poți să le spui oamenilor. Pe mine m-a cucerit, faptul că José Silva avea 10 copii și a fost un american care a descoperit meditația științifică, adică te ajută să îți folosești mintea într-un scop precis și clar, să susțină intereselor tale, nu să zboare gândurile unde au ele chef, descoperind asta pe copiii lui și exersând pe copiii lui. A fost un semi-analfabet care a devenit milionar în America, are o poveste de viață fantastică și pe mine m-a cucerit foarte tare povestea acestui om. Meditația, metoda Silva, sunt tehnici de meditație care te ajută să te relaxezi, să te concentrezi, să adormi, să te trezești, să
sunt pași care se învață în cadrul unui curs. Nu poți să o iei așa pur și simplu și să o faci. Important e să te duci și oamenii aia să te învețe. Eu am fost 2 zile, pot să dezvolți, dar eu nu sunt genul care să își ocupe atât de mult timp cu asta. Nici nu știu cum să pun următoarea întrebare, de fapt e o curiozitate. Ce stare ai reușit? Pentru cei care nu practică neapărat meditație, noi am tot vorbit în ultima, chiar și Paul Olteanu vorbea despre beneficiile meditației pentru sănătate, dincolo de spiritualitate. Ce stare ai reușit tu care ești o agitată, mereu preocupată, mereu ai, eu cred că ai mai multe gânduri, dar când faci ceva, ocupată faci. Mintea cu ceva. Exact. Ce stare ai reușit tu să accesezi sau cum ai reușit să te schimbi după accesarea acelei stări? Tu, ca persoană, când te privești în oglindă. Am trăit câteva emoții foarte frumoase și câteva revelații foarte importante. De exemplu, într-o meditație în care Anca Jucănaru, eu rezonez foarte tare cu ea, au un exercițiu prin care te invită să-ți construiești locul tău, laborator îl numesc ei, în care te duci și acolo te întâlnești cu 2 sfătuitori pe care îi alegi tu în mintea ta. Și eu i-am ales pe tata și pe parapsihologa pe care eu am cunoscut-o și care mie mi-a schimbat viața și care nu mai e printre noi. Și în acel spațiu, tu cu mintea ta te duci și te întâlnești cu ei și, și vorbești cu ei toate fricile, gândurile, planurile pe care le ai. Și în această meditație ghidată, eu m-am întâlnit în mintea mea cu tata și cu Mihaela și ghidul mi-a spus: salută-ți sfătuitorii. Și mi-am dat seama că m-am dus și l-am luat în brațe pe tata. Pe tata care stătea așa, cu mâinile pe lângă el. Și a fost momentul în care am realizat că tata nu m-a luat niciodată în brațe. Pentru că el nu știa să ia în brațe. Pentru că ei nu știau, n-au fost învățați îmbrățișarea. Și am realizat că toți bărbații pe care i-am ales au fost bărbați pe care eu i-am luat în brațe. Tu, având nevoie organică, toți avem nevoie de îmbrățișare. De fapt, dar tu ești un om care are nevoie de multă îmbrățișare și de aia îmbrățișezi în timpul spectacolelor. E mult cu îmbrățișare la voi. E forma noastră de a ne manifesta și de a ne conecta. Și am realizat că, de fapt, eu nu am avut parte de asta. Și a fost un moment foarte, foarte, foarte puternic pe care eu l-am trăit atunci și l-am vindecat, pentru că în meditația aia l-am învățat pe tata să mă ia în brațe. L-ai și iertat cumva? Adică nici l-ai împăcat și pe el? Pentru ce să-l iert? Și pe tine. M-am hrănit. Așa știa el. Da, tata m-a iubit ca pe ochii din cap. Pentru tata, Doamne, eu eram aurul. Tata își dorea să mă duc la facultate. Tu, copilă, tu știi cum se distrează studenții? El își dorea să fac facultate ca să mă distrez pentru tot ce nu s-a distrat el în copilăria lui. Tata nu își dorea să fiu celebră, bogată. El își dorea să mă distrez. Era felul lui de a-mi spune că își dorește să fiu fericit. Tata a ținut-o în brațe pe Maia? Da. Și Maia avea 8 și ani. Și cât de mult o ținea în brațe? Cel mai mult, cel mai mult, e o transformare fantastică, e... Da, dar vezi, nu i-a învățat nimeni să fie părinți, dar nici nu i-a oprit nimeni să fie bunici. Da. Pentru că părinți fiind, aveau modelul părinților lor. Bunici au putut să se manifeste liber și au făcut ce au simțit. Că poate și în calitatea lui de tată i-ar fi venit să mă ia în brațe, dar știa de acasă că copilul se pupă numai în somn. Că altfel și-o ia în cap. Și nu trebuie. Eu mă gândesc numai la taică mea, cât de mult le ține în brațe și pe alea mari,
pe Marea și pe Cezara, dar aminte pe... Și pe tine? Pe Roa. Noi, cred că e generația care a fost... Pe mine mama mă ținea în brațe, bunica mă ținea în brațe. Nu am neapărat amintiri, am amintiri foarte puternice cu dragostea tatălui, cu tot ceea ce a făcut tata pentru noi. Adică pentru mine tata este un model de cinste și de onoare. Știi că și pe tata tot Ion îl cheamă. Iată. Dar într-adevăr, tații noștri pare că ne țineau mai puțin în brațe. Asta nu înseamnă că n-am poze cu el în brațe. Mama a învățat târziu să-mi spună te iubesc. Și acum, dacă atunci când spune are 5 lămâi în gură și ia telefonul, vorbesc cu ea, îmi ție și te iubesc, puf, și închide repede. Am vorbit mai devreme despre, am să aminte de cartea asta de 12 mama, reguli deci de viață. A venit tu, cafeaua. Mihai, am plâns în podcastul ăsta. Știi ce? Știi cum mă simt? Ca la... Zi tu, că-ți spun eu pe urmă. Zi tu. Uite, a venit cafeaua. Dar eu, pentru Mirela? O singură dată am păi prima oară servim invitatul și după aceea, mai ales că s-a plâns. Că știe băiatul bine, șeful mai întâi, crede-mă. Tu nu e șeful meu. Nu. Adică da, el nu e șeful tău. Bine. O singură dată în viață am trăit în postul Paștelui un moment de care mă agăț de fiecare dată când am nevoie, de spovedanie, în care m-am dus la un preot din satul mare pe care îl iubeam enorm și o oră m-a ținut în brațe și am plâns amândoi, fără să mă întrebe nimic și fără să-i spun nimic. A fost cel mai frumos mod de a mă spovedi în viața mea și am retrăiesc aceeași stare acum aici cu tine, pentru că m-ai făcut să mă simt atât de acasă, ducându-mă și rememorând. Cafeaua, cine știe. Nu se lasă. Eu știu că tu ai un set de reguli. Că vorbeam de 12 reguli pentru viață. E clar că trebuie să fii foarte... Și ai spus că obsesia asta pentru organizare vine de la bunica, inclusiv organizare de evenimente. Ai un set de reguli pe care îl urmezi? Da. Nu sunt scrisă neapărat așa cu liniuță, dar sunt foarte disciplinată. E militarie ce facem noi. Ce fac eu cu viața mea, sunt foarte organizată și, în general, ce facem noi la Zurli este disciplină. Sigur că e o marjă foarte mare de libertate și improvizăm foarte mult și e foarte greu să vină cineva și să se integreze, pentru că suntem un grup atipic. Noi funcționăm pe o structură, dar fiecare e liber să vină cu propria lui creativitate și cu propria lui energie. Dar sunt reguli de la care nu abdică nimeni și toată lumea le-a preluat și eu nu mai trebuie să fiu argatul pe moșie și să mă asigur că lumea respectă regulile respective. Da, reguli personale? Ale tale, da. Nu urc niciodată la volan dacă am gustat alcool. Dacă am gustat. Nu intră în discuție. Dacă mă prinde mașina cu mașina undeva și beau un pahar de vin, pot să las mașina la 500 de kilometri și plec pe jos. Niciodată nu fac asta. Niciodată nu am lovit-o pe Maia și pe nimeni. Ideea asta de a agresa fizic pe cineva a fost pentru mine o regulă foarte clară și dacă am văzut un adult lovind un copil, am chemat poliția sau m-am dus și l-am pus la punct. Am foarte multe reguli, dacă la genul ăsta de reguli te referi. Nu neapărat la regulile astea de conviețuire socială. Inclusiv la crezuri. Uite cum e asta pe care mi l-ai spus mai devreme, că tu când la judecata de apoi vrei să ți se numere copiii pe care i-ai făcut. Uite, cred foarte tare că adevărul trăiește singur, în timp ce minciuna trebuie susținută în permanență. Adevărul, dacă există, îl pui, uite, acolo după peretele ăsta și vii peste o jumătate de an și îl găsești tot acolo. Dacă pui o minciună acolo, trebuie să vii să o alimentezi.
ca ea să rămână în viață, altfel moare. Nu se susține. Unul din crezurile mele importante a fost: rămâi adevărată, fii cine ești, nu te strădui să fii cine crezi că vor ceilalți să fii. Cu riscul că nu te vor înțelege, cu riscul că o să pari o ciudată, că o să n-o să-ți găsești loc în găști, că n-o să faci echipă cu unii și cu alții, rămâi pe treaba ta. Cred foarte tare că fiecare dintre noi are o cruce. M-a șocat când am fost în Israel pe drumul crucii și la una dintre opriri, când m-am întors, am văzut un tablou mare unde era Iisus cu crucea și pe urmă foarte multe umbre în spatele lui, fiecare cu propria cruce. Și uitându-mă la tablou ăla am realizat: Doamne, dacă nu poți să mă ajuți să-mi o duc, nici nu-mi pune piedică, nici nu mă încurca. Lasă-mă, că nu ai de unde să știi din ce lemn e crucea pe care o cari în spate. Poate să pară o cruce foarte ușoară, dar nu ai de unde să știi de fapt cât mi-e mie de greu să o duc acolo. Dacă poți să mă ajut cu ceva, bine, dacă nu, du-te cu crucea ta înainte, că urmăm același drum cu toții, avem aceeași cale. Sunt foarte multe lucruri care, de la care nu abdic. Dar ți-e frică de ani? De ani, vârstă? De vârstă, da. A mea? De vârsta biologică. Știi cum mă simt eu la 50 de ani? Asta vreau să știu. Deci eu la 50 de ani mă simt ca la 20, dar am și bani. Asta e singura diferență. Am aceleași dorințe, aceeași poftă de viață, dar am și permit de data asta. La 20 de ani nu îmi permiteam o grămadă de lucruri, dar aveam aceeași bucurie de a le face, în timp ce la 50 am reușit să construiesc, să-mi construiesc viața în așa fel încât îmi permit în acest moment să mă duc unde vreau, cu cine vreau, să stau cât vreau, să fac ce vreau sau să nu fac dacă n-am chef. Și sunt convins că n-ai vrea să ai în momentul ăsta nici 20 pentru că erai casnică, n-ai vrea să ai nici 30 pentru că probabil eram hăituită. Erai hăituită și trebuia să crești un copil. Și la 40, știu unde mi-am făcut eu aniversarea de 40 de ani? În Vama Veche, pe plajă, cu toată echipa Zurli, la cort. Atâta ne permiteam. Am luat corturi și ne-am dus toți și ne-am campat și am stat 3 zile, se numeau zilele Mirelei, aia a fost aniversarea mea de 40 de ani. Și 50? 50 m-au prins la Ovidiu Comornic, tot în Vamă, la casa lui, de acolo din Vamă, unde mă duc deja de 8 ani. Ieri mi-a scris Ovidiu: îți rezerv pentru 24 iulie weekendul. Și acolo sunt de câțiva ani încoace și a fost o aniversare foarte drăguță. Eu eram cu o prietenă acolo la Ovidiu și la 6 dimineața am ieșit să filmez răsăritul, așa cum fac eu de obicei. Eu sunt foarte previzibilă. Dacă cineva stă mult în preajma mea, îmi cunoaște anumite ritualuri. Și am ieșit să văd răsăritul și în momentul în care am deschis ușa, toată echipa Zurli, ce fain, erau, eu eram în pijamale, erau cu tort, cu flori, la 6 dimineața și cântau. Cântau fără să se audă și a fost o surpriză fantastică și am desfăcut șampanie și am băut șampanie la 6 dimineața pe marginea piscinei lui Ovidiu. Deci pare mai degrabă că aniversarea de 50 de ani a fost aniversarea de 20 și invers. Da. După spiritul. Cum îți, de fapt, cred că podcastul ăsta e răspunsul la tot ce ai vorbit până acum, spre cum îți ții spiritul așa. Îmi mențin curiozitatea. Nu dau voie curiozității mele să adoarmă. M-am trezit alaltă ieri dimineață foarte furioasă că nu înțelegeam de ce oamenii vorbesc într-un sens așa peorativ. Și-a făcut o afacere. E o afaceristă. Tu știi care sunt sinonimele cuvântului afacerist în dicționarul explicativ al limbii române? Nu. Că nu te-ai uitat. Niciodată. Da. Șmenar, speculant, nu cred, bișnițar, hoț, ticălos și toate sunt moștenite din regimul burghezo-moșieresc. Incredibil. Intră, cred. Te rog frumos, intră, am scris articol pe blog. Dex. Afacerist, Dex. Te rog să te uiți. Afacere este o activitate aducătoare de profit obligatoriu sau o
activitate bazată pe speculă și speculanți. Iar afaceristul este tot ceea ce este negativ. Tu înțelegi de ce? Deci afacerist, persoană care practică afacerismul. Wow! Uită-te! Da, afacerist, persoană care practică în regimul burghez moșeresc afacerismul. Uite, ce uită-te acolo, la toate sinonimele. Dă sinonim afacerist. Sinonim afacerist, ca să ne liniștim de ce poporul român privește afacerea. Eu mă gândeam, afacere, a face. E clar, cineva care construiește. Da, care... Incredibil, deci... Îți dai seama dacă Mare și Cezare îi cade la o lucrare sinonim la afacerist și dacă nu scriu profitor, speculant, speculator, bișnițar, practic nu iau bareu, nu iau baremul. Cum facem noi să schimbăm asta, Mihai? Că e nedrept. Scrie-l lui domnul Dex, adică... Este nedrept. Și din păcate asta este imaginea... Nu o să mai fie, afacerist nu o să mai existe în limbajul copiilor. Asta este imaginea românilor despre afacere. Da, așa e. Afacere. Perfect. Este ceva negativ. Nu bun. Nu. Nu ne place afacere. Dar asta cred că se va termina la generația noastră. Adică eu sunt absolut convins că fetele mele nu vor mai avea această percepție. Da. Noi ar trebui să inventăm antreprenor, întreprinzător. Dar știi, nu sunt adevărate. Sunt preluate, da. sunt tot niște ca la zahăr, e tot înlocuitor. Afaceristul este omul care face afacerea, da. Și afacerea este ceva, o întreprindere în care îți asumi riscuri, te implici, ești responsabil, construiești, ești activ, ești... Da. Wow, asta făceam eu la altă ieri dimineață la ora 6. M-am ridicat din pat, m-am dus la birou și am zis, nu se poate, și am scris un articol pe blog despre asta, am zis, măcar să rămână acolo, pentru că... Dar ai simțit vreodată... Asta e una dintre sursele nefericirii noastre. Mi-a zis-o și Paul Olteanu săptămâna trecută. Că am putea să limităm stresul ăsta la care ne supun timpurile prezente, joburile, pandemia și așa mai... Am putea să limităm doar gândindu-ne la următorul lucru. Că una dintre sursele principale ale stresului este această comparație cu altul. În care am fost crescuți? Eu n-am făcut-o niciodată. Nu m-am comparat cu nimeni. Dar am făcut greșeala asta cu Maia. Deci eu nu m-am comparat cu nimeni. Dar? Dar Maiei i-am aplicat tot ceea ce am auzit de la mama. Ce notă ai luat? 9. Și da. Cine a luat 10? Uh-huh. Și tu ce cursuri faci? Păi uite, eu fac fotografie, dar ăia alți ce cursuri fac? Pentru că simțeam nevoia să mă verific în deciziile ei cu comparațiile. Eu am fost atât de puternică încât nu m-au interesat comparațiile absolut deloc. N-am știut niciodată dacă am o voce mai bună decât Liana Stanciu, de exemplu. Nu mă compar, deși ne folosim amândouă vocea, deși suntem născute în aceeași zi, lună și an. Pur și simplu, ea are drumul ei, eu am drumul meu. Absolut. Nu m-am comparat niciodată cu cineva care face entertainment pentru copii. Nici n-am avut un grad de comparație. Nu mă compar cu nimeni care scrie. Eu nu spun că scriu texte, eu scriu mesaje. Eu scriu mesaje așa cum le simt, le văd, mi se transmit. Nu m-am comparat cu niciun scriitor pentru că nici nu-mi trece prin cap o astfel de comparație. Nu m-am comparat cu un om de afaceri pentru că eu n-am construit un business plan pe care să-l respect și să urmăresc niște grafice. Eu pur și simplu m-am bucurat de fiecare leu pe care l-am făcut în plus ca să mai fac ceva, să cresc povestea asta mai departe. N-am avut unde să mă compar. Ca femeie nici n-a intrat în discuție. Și crezi că tu făcând comparația asta în educația mai... folosind comparația cu alții, crezi că i-a dăunat în vreun fel? Mai ei? Da. Da, dar s-a luptat cu mine. Aha. Și a refuzat să-mi dea voie. Și tu de ce ai luat 9? Pentru că atât am știut. Și cine a luat 10? De ce te interesează? Cu ce te ajută pe tine să știi cine a luat 10? Când înveți, da, de la copiii, da, tăi. Maia, da, cu ce te ajută pe tine să afli mai multe despre...
Știi că... Nu mi-a dat voie, pur și simplu. Invariabil noi folosim tiparele generației părinților noștri. Și atunci te mai trezești spunând o replică. Vorbește mama în capul meu. Exact. Și mie mi se întâmplă să mai... Deși îmi pun, știu, nu trebuie să întreb ce note au luat ceilalți, știi? Chiar dacă îmi vine. Mama, taci! Și am observat copiii, natural nu sunt așa. Pentru că fetele mele, de cele mai multe ori, habar n-aveau cât au luat colegii. Da, 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 că nu le interesează. Că nu le interesează, natural pe ei nu interesează. Da, e... Da, ai simțit că de aici plecase întrebarea. Ai simțit pisma asta a societății? Ia uite pe afacerista asta, care profită de pe urma copiilor. Da, și m-am luptat foarte multă vreme cu această preconcepție și am încercat să le explic și au fost ani în care intram pe Facebook și răspundeam la comentarii și încercam să lămuresc până când Fifi a venit și PR-ul meu a venit și a zis stop, n-ai ce să cauți acolo, tu nu trebuie să dai explicații nimănui. Tu ai construit o poveste foarte curată din toată credința ta și nu trebuie să te justifici în fața nimănui, cine vrea să cumpere bine, cine nu, nu. E foarte greu să vin să-i spun omului care spune dăm gratis. Ai momente în care zici, omule, eu fac gratis, dar fac gratis pentru copiii bolnavi de cancer, pentru orfani, pentru copiii cu probleme de auz, pentru copiii cu probleme de autism. Copilul tău intră în această categorie? Nu. Bucură-te. Du-te acasă. Du-te și bucură-te și ia-ți copilul în brațe și muncește un pic mai mult sau nu știu, descurcă-te cum poți, dar lasă-mă că eu am deja categoriile astea care chiar au nevoie de ajutorul meu, care nu vor pomană, care vor susținere, care vor ajutor. Sorli are o grămadă de resurse gratis. Pe YouTube poți să te uiți la... Știi că nu consideră așa foarte mulți oameni că e gratis atâtea zeci de ore de filmare care e acolo? Am făcut o aplicație Zurli pentru că anul trecut la începutul pandemiei YouTube-ul a avut o idee minunată să mute tot conținutul pentru copii în propria lor aplicație de YouTube Kids și nu ne-au mai dat monetizări și eu care am 1.700.000 de abonați pe canalul de YouTube și încasam niște bani de pe canalul de YouTube, au scăzut veniturile cu 90%. Deci și anul trecut au murit spectacolele și te-a tăiat YouTube și YouTube-ul. M-a tăiat și YouTube-ul. Și când mi-am dat seama că n-are sens să mai crezi conținut pe care tu știi ce înseamnă filmarea asta, nu e telefonul, sunt 4 camere, 3 oameni, nu, lumini. Sunt prieteni. Da, vin gratis. Nu, eu vin gratis. În momentul în care am realizat că nu mai am din ce să creez conținut pentru YouTube și că nu susțin financiar, am zis hai să facem o aplicație. Să facem o aplicație unde să mutăm, măcar pedepsesc YouTube-ul, dacă ei m-au pedepsit pe mine, creez un loc fără nicio reclamă, pentru că ei nu mai îmi dădeau mie nimic, dar reclamele mergeau în continuare pe canalul meu. Fac un loc sigur, fără nicio publicitate, fără nimic și măcar știu că mi-am făcut treaba. Și am pus un abonament de 15 lei pe lună sau 100 de lei pe an. Pentru că trebuia să susțin aplicația aia, a fost niște mii de euro. Și am lăsat gratis câteva zile. 4.000 de oameni au descărcat aplicația. Yes, o să fie un succes, hai că ne revenim, până la urmă o să fie ok. În ultima zi de gratuitate au rămas 150. Da, bine, și cu asta o să trebuiască să ne obișnuim la un moment dat. Nu. Știi ce o să facem? Mm. O să-i educăm că trebuie să plătim pentru munca altora și eu cred că într-un an de zile o să am 10.000 de abonați pe aplicație. Pentru că eu voi munci într-un an de zile să-i fac pe oameni să înțeleagă că aplicația Zurli este cel mai sigur loc de joacă, Zurli din online. Că nu îl pun pe copil să împingă biluțe și să explodeze artificii, ci vrăjimăturica îl învață să deseneze, Truli îl învață să călătorească și află lucruri despre țări. Nu intră Fetița o reclamă Zurli, la... Nu intră nicio reclamă. Studio de videochat, de exemplu. Nu intră nicio reclamă. Nu la studio de videochat. Dar la ce? La o jucărie care costă 800 de lei.
Eu am grijă de o familie cu 8 copii orfani, pe care Sara, o americancă, i-a înfiat, i-a luat în plasament și are grijă de ei. Unul dintre copii, Cristinuța, este finuța mea, o fetiță bolnavă de inimă, care trece prin niște probe foarte grele ale vieții. Mare fan Zurlic, așa ne-am cunoscut și între timp eu am adoptat această, eu nu iau un copil în adopție, eu am luat toată familia cu cei 8 copii. Sara a plecat cu Cristina la Milano la operație și i-a descărcat aplicația Zurli pe tabletă și îmi scrie într-o zi: sunt distrusă, am uitat descărcată aplicația de YouTube și a văzut acolo o jucărie, un cățel, și este înnebunită, vrea jucăria aia, nu știu cum să fac cu jucăria aia, și zic: stai că o rezolv eu acum, nu, că nu se găsește și aici în Milano, aș vrea să ajungă la spital. Și caut jucăria Mihăiță. Știi cât costă jucăria aceea? 800 de lei. Un cățel. Pe mine mă întreb? Pe tine te întreb. Pe bune. 800 de lei. După 3 copii nu mă mai întreba cât costă jucăriile. 800 de lei și este sold out pe România. Am activat comunitatea românească din Milano, cu popa din Milano ortodox. Am găsit cățelul la 100 de euro, pe care l-a plătit comunitatea că au vrut ei să fie drăguți, și am făcut rost de acest cățel. Ei bine, pe Zurli nu intră niciun cățel de 800 de lei pe aplicație. Da, dar o să mai treacă un timp până când o să ne obișnuim că acest conținut pe care tu îl faci, de exemplu, e făcut cu 20 de oameni care în ultimul an n-au mai dat nici spectacole astfel încât să se îmbogățească de pe urma inocenței copiilor și contribuției părinților. O să mai treacă un timp până când o să ajungem acolo. Eu sunt pionier în povestea asta și am sentimentul că am defrișat câteva drumuri deja în România. Gândește, când am pornit eu turneele, ți-am povestit vreodată că m-am încăpățânat să fac primul turneu cu bilete exclusiv online și că în fiecare oraș aveam vândute 2 bilete, 3 bilete, 5 bilete pentru primul turneu online. Au venit la casă, s-au umplut sălile, dar online aveam 2, 3, 5 bilete. Următorul turneu deja era sold out, dar a venit Bucurei de la Event Team și a zis: eu trebuie să te cunosc, pentru că datorită ție eu am printat pentru prima oară un bilet la Deva, la Suceava, la... Erau orașe în care Event Team-ul nu printase niciun bilet, pentru că oamenii nu aveau acest exercițiu de a cumpăra online bilete. Nu e prima oară, sunt pregătită. O să fie greu, dar nu știu dacă într-un an, dar poate în doi, aplicația asta o să devină pentru oameni un loc liniștit în care știi că ți-ai lăsat. Știi ce mai e foarte frumos la ea? O lași pe Roa și peste o oră, cât durează un spectacol integral, iese vrăjimăturica și zice: te pup, acum facem pauză. Și Roa o să te asculte. Nu, că se închide aplicația. Roa este născută în acea zi cu tine, îți readuc aminte. Mirela este leu pe 24 iulie. Dar știi că m-am bucurat foarte tare când mi-a scris Gabi că e din aceeași zi cu mine și am zis: vă urez succes. Și eu vă urez succes ca să vă asculte Roa după o oră, să iasă vrăjimăturica și să o și asculte să meargă la culcare. Mirela, am înțeles. Scopul tău sau menirea ta este să-ți numere la judecata de apoi copiii pe care i-ai făcut fericiți. Dar altfel, pământește. Ce-ți dorești? Așa, pe termen apropiat. Unde vrei să te ducă toată hiperactivitatea asta a ta? Pământește. La țară. La țară. Vreau o casă la țară, cu un coteț cu găini. Să-mi fac omletă din ouăle pe care le iau eu din găinar. Să aud cocoșul dimineața. Și să am timpul și răgazul să scriu toate lucrurile pe care le am în minte și pe care am reușit să le structurez pe hârtie. Am foarte multe proiecte la care lucrez și îmi doresc foarte tare să... Uite, unul din proiecte e să reușesc să pun cap la cap 365 de jocuri. Unul pe zi. Pentru că știi ce nu știu părinții? Că să te joci cu copilul tău e fain și simplu. Nu e pur și simplu.
Și eu mi-am propus să-l creez pentru ei instrumente care să-i ajute zilnic să se oprească 10 minute din tot ce fac și să se joace ceva cu copiilor. Și pentru că foarte mulți nu pot să o facă natural, eu să le ofer aceste instrumente. Pe urmă mi-am mai dat seama că tot ce poate să facă un părinte până la sfârșitul vieții lui e să rămână un părinte simpatic. Și să știi că am scris un ghid pe care abia aștept să-l dezvolt despre cum să devii și să rămâi un părinte simpatic în viața copilului tău. A câta carte? Nu știu. Nu m-am gândit la păi câte carte. Ai până acum? Păi am de oameni mari 4 și de copii multe. Vezi că despre asta nici n-am vorbit. Da. Dar nici nu o să mai vorbim acum. Data viitoare. Așa, nu fac planuri. N-am... Dar vezi, casa aia la țară cu găini, cu... Și știi ce mai văd? Nepoții... Nu, ești prea departe. Nu, nepoții, a zis fiica mea că vor fi peste ocean, în LA, s-a gândit ea așa, și zic și eu, fetiță, unde o să fiu? Tu, în avion, o să fii când am nevoie de tine. Și Maia mă visează o bunică cu o eșarfă în vânt într-o decapotabilă, cu niște ochelari mari și cu nepoți în spate și acertându-se cu mine că îi stric educația copiilor ei. Știi ce mai visez foarte tare să fac? Și nu m-am oprit din asta, visez să fac oglinda Disney pentru Europa de Est. Ozurlandia. Un parc de distracții. A, oglinda Disneyland. Da. A, ok. Un parc de distracții, dar valabil pentru Europa de Est, nu pentru aia de Vest. Dacă la Disneyland e un castel, că asta e istoria lor, asta e trecută, noi avem o căsuță. O căsuță mică, cu multe alte căsuțe, cu personaje îmbrăcate ca oamenii, nu cu rochi de prințese, cu oameni care fac lucruri ca oamenii, nu trăiesc cu zânele și cu aripile. Și casa asta să fie în spatele curții tale, unde crești găinile? Nu. Ca un fel de Brigitte Bardot la Saint-Tropez? Nu. Casa asta o să fie un oraș zurli pe harta României, aproape de casa de la țară unde mut eu reședința ca să fac orașul zurli pe harta României. Să mai treci tu din când în când... Da, să fiu aproape să-i verific. Normal. Asta visez. Ești control freak, nu? Nu. Nu? Nu. În momentul în care mi-ai câștigat încrederea și știu că ai înțeles proiectul, nu mai ai treabă cu mine. Și îți spun să ai grijă greșelile să fie cât de cât reparabile și să mi le spui la timp ca să putem să le corectăm. Și să nu te temi să greșești, pentru că dacă eu te-am pus să faci ceva, înseamnă că știi să le faci aproape la fel de bine ca mine. Nu, nu sunt control free. Dar până mi-ai câștigat încrederea, îți întind atât de tare abilitățile ca să-mi dau seama cât, până unde poți să mergi. Și după ce te măsor și știu unde să te așez, te pun la locul cel mai potrivit pentru tine, pentru că eu îmi doresc ca tu să fii fericit în ceea ce ai de făcut și să dai maxim din ceea ce poți. Sunt foarte relaxată. Mirela, eu nu știu unde să termin conversația asta și atunci când nu știu cu ce să termin, mă întorc la început, la gara în Dej, de unde ai plecat la 19 ani, fugind de acasă, îndrăgostită până peste cap. Și pentru că ești la ceea ce unii consideră clișeu sau nu, jumătatea vieții, aș vrea să le spui copiilor care mâine o să fie tineri și o să ajungă în propria lor gară. Când ajungi în gară, în gara din Dej, fiecare dintre noi am avut o gară din Dej. Când ajungi în gară, la vârsta la care pleacă drumul în viața ta, trebuie să știi unde să te ducă drumul ăla sau e mai bine să nu știi? Cred că trebuie să ai încredere că indiferent în ce tren te urci, până la urmă tu ajungi pe drumul tău.
și că de foarte multe ori te oprești în tot felul de noduri de cale ferată până când iei trenul potrivit. Că nu toate trenurile sunt trenurile potrivite și important e să te prinzi când nu e trenul bun, să te dai jos din el și să ai curajul să accepți că ai luat un tren greșit și că tu îți cauți în continuare trenul bun. Cred că e unul dintre lucrurile de căpătâi pe care trebuie să le învețe tinerii de astăzi, că au dreptul să se răzgândească, că au dreptul să o ia din nou de la capăt și că nimeni nu poate să simtă mai bine decât ei dacă e trenul bun sau e trenul greșit. Ce frumos ai închis podcastul ăsta. Și cumva mă întorc și la cartea lui Matthew McConaughey, scrisă la aceeași vârstă precum a ta, la Green Lights, că de fapt exact despre asta e vorba, că tu când ai prins verde, când trenul a prins verde în gara din Dej, te-ai dus și încă nu te-ai oprit. Îți mulțumesc mult de tot, Mirela, mi se pare că tu ești, ar trebui să fii obiect de studiu și ce e legat de feminitate și ce e legat de afacerism, dar nu afacerism în sensul de speculă și speculație și de părințenie, de parenting și de carieră în media și de om care, chiar dacă uneori n-a putut să fie liber, și-a luat atâta libertate cât a vrut. Îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc pentru invitație, sunt onorată, apreciez enorm ceea ce faci, îmi pare rău că n-am făcut eu un podcast așa bun, ca fain și simplu. A fost cât de cât bine. Și să știi că invitația la întâlnirea asta mă face să merit Paștele de anul ăsta, pentru că a fost așa ca o spovedanie. Cu toată sinceritatea și cu toată dragostea, mă bucur că am putut să împărtășesc. Păi normal că a fost spovedanie, că am înregistrat și publicăm și în post. Mulțumesc mult, Mihai. Îți mulțumesc mult de tot. Post și rugăciune. Le doresc tuturor celor care ne ascultă să aibă curajul să își caute fericirea dacă nu și-au găsit-o încă, pentru că eu cred foarte, foarte tare că este mai importantă decât orice pe lume. Să fii fericit, să cauți bucurii în fiecare zi și să fii conștient că a fi în viață este cel mai important lucru care ți se întâmplă în fiecare dimineață. Mm-hmm. E suficient ca să te bucuri că trăiești. Și așa cum pentru Mirela și pentru afacerea ei cu 20 de angajați, Gașca Zurli, e foarte importantă susținerea, mai ales în perioada asta, să vă uitați la emisiunea de pe Antena 1, să intrați pe site, să cumpărați de pe shop, în shop-ul îi ține în viață, să descărcați aplicația, să-i consumați în mediile în care puteți să-i consumați acum responsabil. La fel și pentru canalul ăsta, pentru podcastul ăsta, pentru platforma asta, e tare important să ne lăsați feedback-ul vostru. E mult mai important decât like-ul pe care îl dați sau share-ul pe care îl dați sau dacă vă abonați. E foarte, foarte important feedback-ul ăsta organic. Adică în momentul în care un om își găsește timp să lase un comentariu în subsolul acestui clip de pe YouTube, înseamnă că ne dă timp din timpul lui și nimic nu e mai prețios decât asta. Tare mi-ar plăcea să vă simt exact ca o voce, nu neapărat ca un public, că nu asta îmi doresc pentru public. Am lucrat în media până acum, vreau să lucrez pentru să vă aud și vocile. Aștept comentariile voastre, mesajele către Mirela, să știți că puteți să-i scrieți, are foarte mult timp liber. Mulțumesc, Mirela. Dar să știi că răspund. Știu. Chiar răspund. Vă mulțumim tare mult. Săptămâna viitoare facem din nou fain și simplu.